Hello. Premiile nu sunt pe drum. N-au plecat de la mine. Mâine, luni pleacă. Hello, 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 chat. Nu stă băsit. Hello. Da, posibil că am răcit puțin. Aseară am fost la pește. Oricum o să vă povestesc mâine pe live-ul de pe canalul mare. Mi-am fumat un hamerac cu Fonfi, foarte tare, te iubesc, Fonfi. Mersi mult, Eric. Ești bine? Da, all good. Am treziat, nu, te vopsi. Da, m-am vopsit doar că m-am decolorat foarte, foarte rapid și o să mă vopsesc chiar tot roz, doar că o să închidem culoarea un pic mai mult săptămâna asta. Acum arăți ca eu mă gen. Mai mult ca Jax așa cu freza asta în jos, dar nu m-am, oricum îmi pun asta în cap, așa că n-am vrut să mai fac freza. N-ați văzut cum era părul meu în toate părțile? Bă, frate, puteți... Bă, hai să vorbim despre o chestie. Nu mă mai stresați cu giveaway-urile pentru că sunt niște premii date, gratis. Calmați-vă puțin. V-am zis că ajung la voi, ajung. Nu n-au plecat de aici pentru că vreau să clarific ori astăzi pe live, ori mâine, situația cu doi băieți din Brăila care nu o să primească nimica. Calmați-vă. Ok? Da, o să începem. Iată. Mă, am luat un tricou cu Fonfi și cu Conaco. Bă, acum ce faceți? Vă luați cu Fonfi mai mult decât cu Conaco? Cum am fost săptămâna asta la tine? Mă, trec pe niște probleme personale, dar asta nu înseamnă că... Tocmai de-aia am stat un pic inactiv așa. Că, uite, de exemplu, am dat drumul de puțin timp la live și m-am simțit că, mamă, nu ai energie sau e supărat. Nu sunt supărat, sunt la roleplay, vreau să-mi fac treaba, doar că... câteodată e bine să fii un pic... stai un pic departe așa de toată zona asta de online până îți rezolv niște chestii. Fonfi the best. Ok, mă mâncă un dinte. Cred că se macină. La 1500 de like-uri începe faveam. Nu, începe oricând. Vorbeam un pic cu oamenii. Bă, dar nu găsesc melodia aia mea. Nu mai știu ce melodie pusesem atunci. Asta era. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Sliding it like a wet flow, already fried from the get-go. Alligators look like gecko, everything I do they echo. Big facts, my bank on big man, my drip too wet, that spit can. Yo, twat me like Q-tips, hold that there like dip can. No rehearse, need no reverb, hold your lip, don't say three words. Quick trip.
trip to get that lick lick. Broad tree fur if you prefer. Quick ride, no time, I'm in there. She clockwise, real good skincare. No TikTok for that. They know that love don't live there. I can't roll dice on your plan. Red Rover, I don't hold hands. Get fortune from my foresight. Investment brought me four bands. Don't roll rage, I... Bă, ce se întâmplă? Am trei membri deja, bă! V-a fost dor de mine și vă luați membru? We'll wheel all by your forehead. Them city John be like he lit. Them country girls be like go ahead. If I ain't that man, then I gotta be more than human. How you mean? Funny how the people back then who was hating on a kid always talking about how you clean. Put a little gas in the blunt and I do pass broke. Just please be cool, but I can't blame ya. I won't shame ya. I probably gonna be me too. It ain't no thing to do my thing. It's what I did the best. Yes. I copped that crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I fill my mattress, pay my taxes, then I do the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Mersi mult, Mitu Florimare, de membru Conac, Lucian XD, bine ai venit la membru Conac, Pampars! Mersi mult de membru Conac și Trai Negrusă, Remus, bine ai revenit, Dragomir, Cristian, mersi mult de 25 lei pe Superceate, Popi, ești viața mea și ești și numărul 1, mersi mult! Eu sunt viața ta, numărul 1, ne mai gândim, 145 de membri, mulțumesc mult, să rămână. Îi dăm drumul la Rolpei? Băgați și voi Lichianul ăla, nu vreți să băgați, nu? E ok, nu vă mai zic nimic. Fabian, nu mă mai pune să zic nimic ca să salut pe nimeni, să zic pentru Edit, pentru asta, începem să ne respectăm, da? Dacă mai zici treaba asta, o să-ți dau bani și gata. Nu sunt lăutar. Hai, vă salută fratele pe toți, îi dăm drumul la roleplay. Nu l-ați mai văzut pe Fonfi de mult, nu? La roleplay, nu l-ați mai văzut pe Fonfi de mult. E, trebuie să vă zic ceva de Fonfi. Fonfi s-a pregătit, nu știm pentru ce s-a pregătit, dar el s-a pregătit, mi-a zis astăzi că a fost până undeva și, nu știu, și-a cumpărat niște haine, ceva. Vedem în episodul ăsta ce se întâmplă cu el. Dar din ce am înțeles, în următoarele două episoade o să aflăm foarte multe chestii despre ce face Fonfi și de ce este Fonfi în stadiul în care e. Așa că haideți să-i dăm drumul la live. Apăsați și voi butonul de like pentru toți oamenii care ne urmesc în reloare. Vă salutăm pe toți acolo. Scrieți-ne în comentarii, rubrica de comentarii, care este momentul vostru preferat din live, dacă există un moment preferat, la ce minut, la ce oră e. Sper să vă distrați alături de mine și să meargă live-ul bine. Let's go, ok? Mamă, m-am pogorât să moară fata mea, e nebun. Știu pe ăsta care cântă, e șmecher rău de tot. Băi, vă salută fratilii, vă pup frații mei. Astăzi sunt un pic așa mai deșuchiat, mai ca Conacu. Vă zic și de ce, dar promite să nu-i spuneți lui, da? Bă, am înțeles că e mare război, mâncava și pula voastră, cu rușii, cu ucrainienii cu care se bat ăștia. Și să vă zic ce-i drept, mie mi-e frică. Și am renunțat așa să mă mai afișez și m-am dus, am un prieten de la... Am făcut eu copilăria cu el și mi-am luat un palton de ăsta mai mare, dar mi-am luat doar ca să nu mă mai recunoască nimeni. Și ce-i drept, aș vrea și să mă mut, dar nu prea știu ce fac cu tănțica, așa că vreau să scap un pic de tănțica, dar vreau să mă mut aici și a singur, am fost un apartament. Na. Cu 12 lei nu poți să închiriezi un apartament pe lună, zic și eu, că... Na. Te pup, neamțule, să rămână mult. Tricou Fuci, cine-i? De... Parpalacu? Nu e Parpalac, băi, Cardi B, cum a zis ăla, mă, că e? Sta, mă, că am uitat, mă, mi-a zis ăla, că nu-i Parpalac, că i-am zis eu că e Parpalac de la The Matrix. Și a zis că e... Cardi B, cum îi zice, mă, cu Cardi? Cum e? Cardigan, băi! Cardigan, mâncava și pula voastră. Da? Bine? Se vede în ceață? Așa văd eu cu ochelarii viața mea, stai liniștit. Am fost acum, bă, problema e că... Ce-i drept, eu nu prea am chef de tănțic, adică... Na, nu știu cum să-i spun. Dar nu-i spun. Dar nu... De fapt îi spun, dau un kilo meu. Dar nu îi spun. Îi spun că mi-a luat cardiganul ăsta pe mine. Că am fost la femei, că dacă află dreacul că nu mi-e frică de război, cine știe unde ajungem? Ajungem la văscăuții din deal. Mamă, bă, de când mă minte ăla că-mi iau și eu iar mașină ca lumea, dar cred că gata,
Cred că renunț la obiceiurile astea și îmi cumpăr direct un BMW. Na. Am văzut un BMW din 93. Ai sunul că-mi face soft la vericu. Trebuie să fie ce treabă. De ce nu mă lasă să devin membru? Păi n-ai bani, viața mea. Bun. Așa. Suntem pe... Nu suntem la noi pe server, ca să știți. Că sunt... Mamă, băiatule, bă, dar... eu nu vreau să mă duc acasă. Eu aveam treabă să mă oricum. Vreau să mă duc... Mamă, să moară fata mea, dar n-am spus eu, ești nebun, că trebuie să fug. Eu v-am zis... Unde am fugit, mă? Bă, am fugit ca... Mâncava și curul vostru, dar n-au început ăștia cu coade. Să mor eu. Bă, mie mi-e frică de război, mă, Mâncavaș. Ia uitați-vă, bă, ce se bombardează. Ăla-i acolo? Ăla-i Kievul, băi! Ascultați-vă ce vă zic eu. Fiți atenți aici. Ia uite! Stai din gură. Mi-a furat-o Dumnezeu pe Laura. A murit Laura? A? Gata, s-a pregătit. Hai. Cred că m-au dat cu artificii în casă. Că na. Ia uite, bă, aici ești nebun, câte mașini. Ăștia hacker de aici, nebun. Ăla scrie, Isa, te iubesc, pe chat acolo. Bă, a nebunit ăștia, mă. Ăla scrie, Isa, te iubesc, și vine să dea cu bombe la Isa. E altceva. Au dat pe târzi, nu? A murit Isa? A, bă, ce aveți, mă? Haide, deschide ușa, creștine. Eu nu dau cu bombe în tine. A, uite ce bolit ce-a luat. Asta e mâna lui Daniela, dracu. Bă, dar de unde are ăsta? Băi, fiți atenți aici. Când am făcut o curvă, s-a supărat. Ia uite, Tom, nu mai Lamborghini Ursus, nu mai Range Rover de ăsta nebun, toate roz, cu stop tuning. Să rămână mama mea! Băi, frații mei! Taci, bă, că mă ascund de război. Taci, dracu. Taci, vină cu așa, ascultă ce ascultă asta aici. Bine. Dar nu intra peste ea. Nu. Păi și nu, a luat la loto? Ce-a făcut pe la loto? Da, 14 milioane de euro. Mamă! Bă, mă duc să-i cumpăr flori și în el s-o cer de nevastă, băi. Du-te că și așa nu mai are bărbat. Ismaelu? Da? Știi cât de îndrăgostit sunt eu de Daniela? Să mor eu aici. Cum vezi o femeie, ești îndrăgostit. Nu se poate așa ceva. Aoleu, criminal în libertate, cred că următorul o să fiu și eu. Bă, dar ne dă și nouă bani, bă! A, cred că nu vor să ne lasă, băi, să ne jucăm, ești de bun. Cred că ne trolează rău de tot. Ia, du-te dreapul de aici. Cine-i pe invers? Nu-mi place din astea cu pe inversul, nu-mi place. Da. Ce da? Haide. Vrei și voi? Bascoalita! Bascoalita! Fă! O știu și pe Bascoalita, fă! Bascoalita! Ce vrei, fă, ce vrei, ce vrei? Fă, dă și eu 1 milion pe la salariu! Care salariu, mă? Mă angajez, dă, fă bani, ai luat la loto! Să mă rămâta, am puțâțe, dă și mie bani! A luat 14 milioane de euro la loto. Fă, știu să pe Pascualita. Ia taș, fă. Ia. Din Mexic. Ce?
Aoleu. Hai, lasă, fă, că și tu ai psoriazis la pizdă. E, da, e adevărat. Da, iubire, știu, știu. E adevărat, e adevărat. Ce, m-a câștigat sau ce a câștigat? Nu mă, fă, fiete. Ia oprește foaia. Du-te, fă, în pula mea cu banii tăi. Fă, fiete. Ce? Este unul în Mexic, care de în ziua nunții fetei lui, a mușcat o tarantula și a murit, înțelegi? A, și asta Daniela vrea să fie și ea ca Mexic. Fă! Nu, păi bă, apucături de curvă. Ascultă la mine, deci ascultă la mine. Și ce a făcut taică-su? Nu a vrut să o vadă, gen, că o bagă în mormânt și a chemat cea mai bună echipă de resuscitare? Nu mă, de ăsta. A via mortul. Nu mă, ca să bage, cum se numește mă aia care bagă să nu se împută? Morfină. Nu morfină, mă, mai. Vatanas. Îmbălsămat-o. A, împărat-o? Am bălsămat-o și aia încă este acolo. Deci, stai așa, pe Carmelita asta, pe Carmelita asta a mușcat o tarantula și a murit? Da, da, se zice că, fii atent, se zice că bântuie prin magazin. Ia uzi, vă, Danelu, hai și tu, să încercăm și noi, dar nu ca Mexic, mușcă pula asta. Sunt dacă vrei. Știi că s-a auzit, știi ce s-a auzit? Știi că s-a auzit că în timpul, în noaptea, gen când a murit, a strigat numele Fon. Al meu? Da. Păi de unde să mă știa din Mexic, mă, ce ești nebun? Nu, că... dar nu te știi din Mexic, că eu am fost Maxim până în Bulgaria. S-a uitat pe Tinder și am văzut. Ieși în pula mea din camera mea și tu, și tu, și tu. Și lăsați-mă în sânge în pace, da, singură să mă... Păi dacă te las în sânge, trebuie să te iau la bătaie. Du-te în sânge. Ești futuză rasa mătii de urâtă. Ieșiți afară din camera mea, hai mai. Trage să moară, băi! 3-1-3, hai să vă mersul, da, la spate, fireața. Da? Ia vezi, fă, că talentul părăsește camera, nu te drea cu pula mea de fraier. Să vezi ce-o bat asta cu tău cu banii ei. Păcăi! Vrei, bă, ușchi? Făcăi! Băi! Băi, bă, ușchi! Fă toți seara din urechi. Ismaelo! Bei bă whisky! Alo! Să moară familia mea, făcut vraja cu banana, i-am înghețat pe toți. Danelo! Danelo! Acum e momentul să moară familia mea. Acum, am făcut vraja cu banana, a picat serverul, să moară fata mea. O futeam pe Daniela, bă, băiatule, bă. Mamă, dar la ce server face Ismael la promovare? Mânca voa și pula voastră de-i pică serverul așa. La ce? La ce server? Mâncați așa. Prim. Eu mă duceam să-i dau lui Daniela, ești nebun? Eu mă duceam să-i dau lui Daniela. Am văzut că a venit acolo. Nu știți, mă, pe oameni cum fac. E de la vraja, am făcut vraja cu banana, ești nebun? Protecte 10 euro for one month. E clar să moară fata mea dacă nu direct. Așteptăm puțin așa să vedem ce se întâmplă. E o mașină pentru un edit. Nu mai îmi ziceți de-astea, că nu zic. I cop that crib and bought two. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. Yes. I cop that crib and bought two chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. I filled my mattress, paid my taxes, then I blew the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the least. I quit my boss and cooked that sauce and fed that to the streets. Ora e împreună cu Ciobi. Nu e împreună cu nimeni, mă, mai lăsați-mă. Vă salut pe toți, vă salut pe toți, vă pup. Câte lichine avem și noi, băieți și fete? Cele două prăduțe care nu se duc la cei băieți le-i strași de iar. Da, o să le dăm iar următorul live. E servă de căcat. Bă, nu știu. Eu nu sunt cu Iza. 2400 de lichine, let's go! Stați un pic, că
Revenim imediat, intrăm pe privat, cred că, nu știu. Fortune from my foresight, investment brought me four bands. Don't roll rage, I give. We'll wheel all by your forehead. Ba, a început să fie cald rău afară, să știi. Numai aseară n-a fost cald. Trebuie să fii host? Ah, am înțeles, e de bine. Ba, ăsta e unul dintre momentele în care oamenii trebuie să înțeleagă, deținătorii de servere, că trebuie să investești, adică nu prea faci treabă dacă nu investești bani, știi? Da, da. Unii au impresia că dacă și-au un host de ăsta easy așa, rapid să poată ține server în picioare și plătesc o promovare, 27 de grade azi. Poca, ești pe chat? Melodia am dat-o mai sus pe chat. Ba, nici în promovare nu prea investi. Adică e ok să investești în promovare, dar trebuie să ai și serverul pus la punct. Laura împreună cu Ciocio. Bă, faceți mișto de mine? Salut, Flawless. Hai că intrăm iar, intrăm acum. Ok. Nu cred că e împreună cu Dumnezeu. Aolo, de aici te follow pe Instagram. Dumnezeu, gata, știu. Bă, dar nu cred. Îți dai seama, să-l ai pe Dumnezeu de gagic? Ah, am văzut că v-a stripat cu ăsta. Calmați-vă, mă, că nu e original, nu e nimica. Mi l-am făcut eu. Mă rând și o etichetă, calm. Știu, Venom, că am vrut să-mi deschid și o server și tocmai de asta am abandonat puțin. Bacteria. Sugar Dumnezeu, cum ar fi să-l ai gagic pe Dumnezeu, cum e cu aia să-l ai gagic pe Dumnezeu, ești prost? Te pup una cu ce zici dacă intră o să dă guguți, unde să intră o să dă guguți? O să dă guguți pe server sau ce? Ronaldo sau Messi? Nu le-am cu tenisul. Vezi că Ciociu ți-a furat-o pe Laura, erau pe ea și Ciociu a zis că are sentimente pentru ea, să-l vezi ce-l bat pe Ciociu. Da, fa fonfi. Bă, mai jos pe, încercăm să intru pe server, dar nu mă lasă să mă conectez pe mine. Tepsim. Apreciez să rămână. Oricum știu unde ajung, așa că calmeaz. Am o muzică. Mamă, direct Flodiches. Not good. Am că am chef să-mi joc, vreau să fac live. Mi-a face duș. Nu, nici nu mă interesează timpul. Pe performance roleplay, nu există, eu n-am apucat să-l fac, bro. Ok, hai că-l continuăm imediat. Da, ok. Mamă, ce băieți de catering că sunteți voi, că uite, ne anunțați și pe noi, vedeți, mă, intră-mă pe privat, fraier, intră-mă, prostule, pe privat. Apucheciez. Gata viețile mele. Cuvântul vostru este lege pentru mine. Și eu îl iau și îl pun la curcă, na. Ia uite să moară fata mea, vraja cu banana, dar și aia cu portocala, ca să știți că merge mereu. Vă zic eu, merge mereu. Pocane! Pocane, fute mașină urechile alea ale tale.
Uitați-vă, bă, nene, și-a pus poze cu ea și cu ăla, băi. Bă, ăla-i Johnny Sins? Daniel are poza cu Johnny Sins? Ce tânăr era, băi, băiatule. Ia uite, făi! Ce vrei, mă? Ai poza cu Johnny Sins? Ce prost ești. Sau e bătă, că erai bătrân acolo. Nu sunt pozele cu noi, idiotul. Făi! Danelu, ce vrei, mă? Să mor aici dacă nu mă bucur pentru tine că ai câștigat la luptă, fă. Ești prost? Man. Am bani. Ce ai făcut? Am bani. Ai bani? Da. Și Danela are, că a câștigat la loto. Mă, da. Dar ce era să mă te faci, fă? Faci la 20 de ani clasa 4-a, iar te-ai îmbrăcat așa? Da, ia stai, rugat. Stai un pic. Tu nu vezi de unde eu am, de unde am rochița asta? Ce scrie pe ea? Ia, ce scrie pe ea? All Star. Izabela. Ah, da, e altceva. Da. Să vede. Poftim? Să vede. Alo? Ce nu se vede, că eu pe văd. Pe emisiunii. Alo? Da, mă! Unde sunteți, mă, mâncava? Suntem pierduți! Unde? Alo? Gata, eu mi-am pierdut în ochii lui Danela, că de când are bani... Unde sunteți? Alo? Bă, Chiorule! Futu-ți pămâta în cur. M-auzi? Gata. Bei, bă, whisky, că mă duc după whisky. Bea whisky, da, vreau. Hai că mă o să pun în pahar. Da. Hai, dreacu nebuni. Băi, băiatule, a câștigat aia la loto, mă, să moară familia mea. Cât i-a ieșit, bă, 8 din 8 cu 100 de lei? 14 milioane de euro, nici nu știu să numără, ești nebun. Iau, și-a pus muzică, bagă firea aia dreacu și că ești lăsat, bați covoarele. La câtă labă am dat eu la viața mea și mi-am dat drumul pe covor, dacă scot covorul în curte, zice lumea că am ieșit cu copiii la parc. Da, da. Apărut pe For You, David. I-a apărut David pe For You? Da, iubire, iubire, am o propunere. Dragoste mea. Da. Fă-mi făi tu. E, bă! Fă-mi făi tu meu preferat. Ce vrei, mă? Ascultă-mă. Eu m-am gândit așa, nu vrei să mergem și noi într-o vacanță? Să mergem în vacanță? Da, mă, să ne mai relaxăm și noi. Da, băi, mergem undeva și dăm la pește noi. Pot să iau pe Laura, să nu iau pe Tanța? Ce, Laura e luată. Ce? E luată de... Are iubit. Hai, fă, lasă-mă, strigi dimineața. Hai, și așa afla... Să mări cu tine? Ce? Nu, tu mă tupi. Mamă, m-am speriat, am zis că te-ai dat pe ei. Ar fi interesant să faceți voi. Dar ce fac să vorbesc cu profia și tu? Da? Ar fi super interesant. Ai da, vrea tu să mă împarți cu cineva vreodată? Spune sincer. Eu să te împart? Da. Ia uite, bă, ce zic. Cu coșugul, atât. Băi, caută insulele capului Pula, sau cum era alea. Nu, ia, mergem iubire. În Bali. Ai, iubire, uite-te cu mine, că vreau și te uiți cu mine, nu vreau singur. Am zis că vreau în Bali. Ia uite, dansul nostru e așa. Dacă îți dau una, te fac acordeon, firea aia dracu de maimuță. Dar unde este Tanța? Tanța? Fugea un câine cu ea în gură, nu știu. Culesul de pe stradă. Da. Hai mai găsit acolo Bora Bora Maldive ceva. Da, uite, bine, fii atent. Cât suntem noi? Patru persoane, nu? Da. Care patru, băi? E gravidă? Eu. Nu, mă, eu, tu, Izabela și Danela. Aaa, mergem cu cuplurile. Frumos. Frumos. Plătește Danela, că a câștigat la loto, oricum ești nebun. Să plătesc eu. Care la loto, mă? Hai să mergem în insula Paștelui, că tot s-a plătit Paștele. Iubirea mea, fii atent. E 2000 de euro biletul de cap. O să fac bagaj, băi. Zdrențelor. Danelu. Da, pe persoană. Stai un pic. Vreau să stăm o săptămână. Eu mă culc cu gura mai mică, gura mai mică ca dorm. Gura mai mică ca vom. Ți-am făcut surpriză, Danela, ți-am făcut surpriză. Stai. Hai, mergem în Bali, fă. Și eu ce surpriză îi dau? Hai, fă, ți-ară pula să vezi surpriză. Vino cu a. Danelo, aulă, dacă ai trecut de scările astea, te-am bătut. Stai, dragoste, că vreau să spun ceva. Stai acolo. Uite, vrei să zic ceva? Fii atent, facem un pact. Facem. Cât tu mă asculti pe mine, da. Eu pe tine o să te iubesc toată viața mea, înțelegi? Fă, mă iubești! Dacă stai, dacă faci ce zic eu, dar stai aici. Fac un cățel cu minte. Stai pe loc, Stau. Hai, zi ce vrei, ce ai de zis. Da, noi mergem doar noi doi? Nu, mergem toți patru. Pocă! Bă, du-te și te pișe și pișe-te și pentru mine că nu pot. Mă, da, mă piș. De ce? Mi-a zis Danela că mă iubește dacă fac ce zice ea. Și ce ți-ai să stai? Să stau pe loc, dracu. Da, bine, mă piș. Dă-ți drumul. Ți-aduc o sticlă, vrei? Hai, de adu. Ia. Pune-i lichianul ăla. Mai și beau de ăsta. Danelo, te aștept. Știi că
Și așteaptă, dar o aștept 10 ani de zile sau cât o aștept? Cum am de zile, fă? Stau până 10 minute. Măi, stau. Partea e proastă că n-avem sticlă, te pișe pe aici și ștești. Du-te, pișe-te și pentru mine, strească măta. Bine, mă duc. Eu am voie să mă mișc, nu e bine? Uh-huh. Mă duc la baie atunci. Mamă, ce surpriză frumoasă mi-ați făcut. Mamă, Fonfi, ha. Am aici o gagică super tare în bucătărie, dar păcate. Adu-mi coa, făi. Nu, ai zis să vii tu, este în tanga, are un cur de la de braziliancă. Are niște ce bine a fost mâncat. Și este așa, este ciocolatie așa la mamă, e super tare. Focă, mă iubești? Ia vină, te iubesc, Focă, ia vină. Du-te, fut-o pe aia locul meu. Focă, vină. Poca, ia vină cu acest. Da, iubirea mea, da. Ești fată și vorbești. Băi, Danelu, haide, fă, ce faci? Georgiana, ce faci, fată? Uite, fată de la unghiuță. Georgiana o cheamă? O cheamă Georgiana. Mamă, ce mă excită numele Georgiana. Dar oricum nu-mi trebuie că mă iubește Daniela. Fată. Da, fată. Ia dă unghiuță să facem. Du-te, fă, că l-ai foca, că l-am auzit. Nu, e foca, ba, da. Nu vezi că e lângă mine foca. Georgiana? Am zis, dar cine-i băiatul ăla de sus? Mâncaia și păsărica lui. Ia uite, întreabă de tine, Fonfi. Fii atent, vezi cum se vede. Mamă, dar ce are acolo în pantalon? Păi, parezaților, vă văz! Și dacă ne vezi ce... Păi voi vorbiți, dracului! Păi, uite aici, e în față, ea e în față, vorbesc cu ea. Cine se ascunde, bă, să-i curvă? Da. Mamă, ce m-a speriat mă. Laura! Care e turbată, măi? Ce fac, mă, mâncați aici pula ta, că a venit și Laura. Dacă vine și Tanța, să iubești vreo trei... Hei! Fugi! De ce? Nu, că a spus Daniela că mergem în bari amândoi. Nici nu știi cine a venit. Au văz! Ce ai văzut, mă? Unde este spintecata, Chesper, din unde nu mă duc, mă, nu mă vici, n-auzi. De ce, ce-a făcut? Ce-a dai puțin, vorbește cu nu e acasă. Ați bază de ea, ați bază de mine, hai. Nu, așa vorbesc, e vina mea că vorbesc la fel ca mine. Păi și eu vorbesc așa? Păi și tine unde ți-ți zinzi, hai. Mă, nene, nu mai înțeleg ce să mai fac, mă, să moară fata mea. Bă, mă mănâncă un coi, ajutor. Vom nu vin, că mi-a zis Daniela că mă ia-n balii cu ea. Te scarpină eu mâncare. Scarpină mă viața mea. Wow. Bă, ușor! Bă, mă! N-am unghii, mă, ce? Nu, bă, gata, mă. Știi cum face pisica? Unde este spintecata? Nu știm. Bă, dar mai iese Daniela de acolo, mă? Știi ce am vrut să spun sincer? Dar vreau să-mi răspund sincer la ce? De când ți-a pronunțat aia numele din Mexic acolo? Ai avut vise urâte? Eu? Da, nu cred. Mă, mama, cu mama vorbeam. Nu, mă. Laura, Daniela doarme, du-te după aia că e în cameră. Nu doarme! Daniela doarme. Nu doarme! De ce nu se mișcă? I-a zis Daniela că le-a de sos dacă stai. Te-am mișcat din greșeală. Sper că nu mai spune. Doarme, da? Spintecata. Fai grăb, bă. Dacă ai așa cu ei, ea doarme. Fă! Hai să vedem. Danelu, run, fă, run! Mă mișc pentru tine! Să ne auzim, pentru ea! Pentru ea, mă? Fă, m-ai pus să stau acolo și tu doar futuz! Puf, futuz rasa, mă, tingură! Du-te, pula mea! Trezirea! O să iau bătaia. Aoleo. Mamă, stai că o bat cu pumnul gol. Trezirea. Pasta cum o trezești. Bună dimineața, a venit Mickey Mouse de la Disneyland. Cine? Fă când am... Ai mâncat amuzant de dimineața, este? 5 minute. Când am spus că mergem în vacanță, nu vă mă de fă să nu visezi tu vacanța față, mergem. Ești proastă. Mami, încă 5 minute, te rog eu, 10. Scoală, fă, că a venit să te bat asta. Ridică totodată din patul ăla. Trezire! Laura, nu te-am mai văzut de mult. Ți-ai pus push-up la găuz? Ce? Ți-ai pus push-up la găuz? Mami, oprește melodia, că nu-mi place. Îmi place. Te-ai făcut mai drăguță. Mami, oprește melodia. Daniela? Da, domnul Fonfi. Alexandra. Cine îl caută? Alexandra. Ce m-a câștigat și la loto? Daria Mirobolanta. Haide. Cine? Alexandra. Ia uite. Ce ați avut o noapte de amor? Danelu, scoală, fă firea aia, dracul. Ia uite, bă, cad femeile că mă văd, băi. Daria Mirobolanta. Îi spun, îi transmit, bine. Stai, fă, ce-am făcut? Dumnezeu. Am stat acolo, da?
Ok, transmit acum. Du-te, bine, stai acolo. Salut. Că vin eu. Du-te, stai acolo că vin eu. Da. Știi cine a sunat? Vin eu. Bine, mă duc. A sunat Daria Mirobolanta, că ai avut. Stai, mă ascultă. Vino pocă cu. A sunat Daria Mirobolanta, că cică ai avut o noapte de amor cu ea și v-a văzut bărbatul pe cameră și o să vine cu 30 de. Ce bărbatul, mă, că ne-a atins am paiangă la Curești, nebun, lasă-mă pace. Vezi că asta nu glumea. Patul meu. Firia dracu. Asta nu glumea, să știi. Ce vrei, dragine? Bă, nene, am ce fost... Eu sunt dragnez! Când mi-ai lăsat copilul ăla, când mi-ai lăsat copii, pe Sibel... Te-a lăsat ăia cu bărbații, copii în gâfirea, dracu... Ce-ai fost, nu? Bă, hai că nu înțeleg, mai de aici... Lasă-mă să vorbească, sper! Unde sunt copii? Care copii? Sibel, un copilașul ăla care tu mi-ai... De ce mi-ai pus piedică pe ele, sincer? Nu eu. Care nu tu? Hai să vă bate sau ce pula mea vorbiți atât? Bă, ce ești așa, bă, tu mă? Sunt supărat. Păi hai la un dart, vii? Pe parcă mergi. Hai că stai că sun eu să zic. Ia. Aoleo. Ce-ai făcut, Sibel? Laura. Băi, fratele meu, dar ce dracu ai, mă? N-ai mâncat nimic azi? Nu, mi s-au dezlegat și returi. A. Băi, nene. Băi, tu ai vorbit serios cu vacanța? Da, mă, vreau să mergem. Mamă, dacă mergem cu Daniela, eu cu Daniela, tu cu Ismaela, da? Doar, o să duc. Băi, ideea e că am vrut să iau la cel mai scump resort din Bali, numai că e full. Și am luat la 4 stele. Ce, mă? Ce e ăla? Resort. Du-te în pula mea, mă, mă duci și în vacanță, mergi la hotel. Mă, ești pe mine la... Băi, cum resort nu-i hotel, tâmpitule. Ce e la resort, mă? E de la dinamul ăla, de-l pui la bicicletă, face când mergi și lumina? Da, mă, tâmpitule. Mă, pula, mă duci la hotel sau la pensiune. Resortul e undeva un loc liber, așa frumos, imaculat, cu copaci, cu... Adică dormim cu cortul în aer liber, nu? Nu, bă, prostule, mergi la mare, mă, la ocean mergi, dobitocul. Dormim în baldachin atunci. Bă, n-ai văzut? Uite, ia vino aici, mă, să-ți stai că lași eu whisky ăsta. Ia. Ia, fii atent. La ce? Așteaptă că om în dreapta. Ia uite aici poze, mă, mâncați. Ia poze de un bal. Când n-ai văzut tu, mă, de când te-o pis din mă, dar n-ai văzut în viața ta așa ceva. Ia arată, fratele meu. Știi cu ce mergem? Cu avionul meu personal. Cu al nostru, adică că suntem o familie. Da. Lua de Daniela, dă bani de la loto, nu? Nu, mă, că Daniela, fii atent, a câștigat 14 milioane de dolari la loto și i-a pierdut pe stradă. Bă, tu mă vezi prost? Nu, mă, serios. Unde pula mea am cap 14 milioane de dolari la tine, ești nebun? Dar nu în cap, a avut 3 serviete. Și n-a putut să le care și le-a luat așa pe rând și când a venit acasă și a lăsat-o acolo servieta, n-a mai fost, că a furat-o cineva. De servieta a pierdut pe Daniela? Mă, Daniela a pierdut pe servietă. Și ea a pus bani în servietă? Da, păi unde vrei să-i pună, mă, că Daniela n-are cont bancar. Pe card! N-are cont bancar, mă! Pa, mă, îi punea la mine, bă, dacă spuneați. Am păi fost să-mi iau parcalacul ăsta pe mine. Mi-am luat carcalacul ăsta, mă, lasă-mă, că mi-e frică, că am văzut tăfștiri. Ai văzut pe TikTok ce? Am văzut. Să moară familia mea dacă nu se bată aia rușii cu, da, cu mă, rușii da, ăia la alții. Ci că Putin e nervos pe unul Fonfi din România, așa zis. Pe mine? Dar ce? Eu mă știu cu Putin? Nu, el să știe cu tine. Că nu, mă, să bată aia aici nebun rușii cu rușii și pe noi, pula mea, ne cheamă la război. Ci că tu ești mare interlop de la România. Dacă-s bombardere avem pe TikTok-ul ăla. Auzi, mi-a venit o idee. Bine că nu ți-a venit ciclu. Ia să vedem ce ți-a debitat capul. Hai. Ia zi, gurița mea. Ia. Deci fiți atenți. Spune. M-am gândit. Isabelo. O să te rog să ții frău, că eu mă să mă culc. Laura, vezi că suce să se culce, ai grijă de ea. Vezi că ce că te-a visat azi noapte, băi, Pompi. Așa, deci, am așa, eu mi-a venit mie așa, în mintea asta mea de proastă, mi-a venit o idee. Ia. Vreau să-i găsim. Să-mi bag pula și în gura voastră, de eu nu plec de acasă, să-mi bag pula în gura voastră. Dar nu trebuie să pleci, te duce mă bag. Aș prefera doar în a mea. Da, că vrei. Așa, deci, Pompi. Da. Poca. Mi-a venit o idee. M-am gândit că m-am tot uitat. Uite-o, fă pe asta, că vine! Făi! N-ai tu treabă. Ți-ai pus carton de apel, apar, dispar melodia aia? Ha? Cine mai vine așa în bucătărie, mă, stai curvă? Da. Deci, fii atent.
Hai, puțin nu mai scap de asta, fă, ia-o de pe creierii mei. Dar te fac că-i bati eu. Nu mai scap eu de tine, termine, pleacă de aici. Fă, a gândit femeia asta odată. Fonsi, vezi că ți se încarcă bicepsul. Hai un pic, hai un pic, să stăm de vorbă. Hai bicepsul, da, te cred. Vezi că în curte, în curte, sunt niște puli plantate, du-te și deplantează-le. Tu te fă bagă tu pis, Daniele. Da, te aruncai tu, fă, de la balcon acum câteva zile? Da, de-aia s-a arunca. Bine, ce ai făcut acum câteva zile? Să moară mama, dar înțeleg ce vrea să zic, că ăsta mă duce în vacanță, i-a câștigat la loto, asta nu și-a plac cu ea, asta gândește, într-o dată. Vezi că i-am zis că ai pierdut toți 14 milioane de euro, Daniele, am zis lui Fon. Daniel, Laura, nu poți să te rog frumos de aici pe... Hai, Laura, te rugăm, mă, îți dau un suc. Fă, nu, păi dacă e pe un suc așa, Laura! Bani, Laura! Bani, nu poți să iei în gură! Dar de ce stai cu spatele la mine, bă, nesimțitul? Mi-a venit o idee, fiți atenți. Ia spune-te. M-am uitat eu pe internet și am văzut niște actori care se pot preface cu ea pe Daniela de nevastă ca să le enervăm pe David. A, fix, Daniela. Băi, ce-ți mai trebuie actor când mai ai pe mine? Nu pe tine, mă, altcineva. Să vedem cum reacționează David. Păi mă brac eu. Bă, lasă-mi odată, bă, taci odată. Mă, trebuie cineva așa, gen mai prost. Bine. Bine, tu ai fi potrivit pentru ăla, dar te trebuie alt prost. No, 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 no. Nu mă bag. Tu ești și prost și urât, la, e vreo prost, dar frumos. Nu, urât în sensul că ești radical din trei tu. Ce sunt eu, mă? Ești radical din trei, adică... O, du-te, pula mea, de catetă, mă! Ce-ai? Crezi că eu nu știu? Bă, ipotenuză, vezi cum vorbești. Băi, vrei să zic o glumă bună? Știi de ce cârreciorile când zboară? De ce? Schimbă vitezele, mă! Să moară tata, e bună rău. Dar știi cum mă cheamă, știi cum mă cheamă pe nevasta lui Florin Salam? Cum? Salam Victoria! Da, da, da. Iubire? Mersi. Hai, băi, să luăm actori de ea. Mă duc să fac pulile alea. Iubire? Da. Eu, mă? Cu mine vorbești, mă? Tu ce răspuns, mă, la ei? Păi dacă sunt doar eu cu tine, cine să răspunde? A plecat că nu mi-a dat seama. Nu mi-a dat seama. Da. Scuze, iartă-mă, iartă-mă. Bă, dar Laura și-a făcut gagic. Sunt foarte emoționată. Ce? Și-a făcut gagic, Laura? Da, fii atent că nu știi breaking news-urile. Să moară familia mea, dar nu mă pocăiesc. Vrei să știi breaking news-urile? Hai, devino și spune-mi că ardă nerăbdare. Hai, dar nu mă mai ține suspensie, zi-mi direct. Nu te țin. Breaking news-urile este că, într-adevăr, am auzit și eu că și-a făcut un bărbat, dar nimeni nu știe pe cine. Cum adică? Nu se știe încă, nu. E de la undercover? E undercover, dar nu se știe exact, ci că lucrează la serie și... Și cum arată? Nu, dacă e undercover. Băi, și n-are ci poze că... pe Facebook? Ba da, dar ci că are poze pe Facebook cu wanted, ci că unul Fonfi. Cu mine, mă? S-a îndrăgostit iar de mine, mâncaia și pizda ei, credeam eu că m-a uitat. Dar nu m-a uitat. Nu știu ce are toată lumea cu tine, și Putin, și ăsta, ești foarte căutat. Bă, lasă-mă cu Putin, că îmi iese moțul de la căcat când aud de el, ești nebun? Hai mă, nu fii așa. Bă, cred că mă duc, fii atent aici, vezi ce gumare am în picioare? Dar mi-am luat unii albaștri, forță, ești nebun. De ce nu-ți arăși de la Nike, mă, păpuci? Nu viața mea, că ce-i drept, nu vrea să stau bine cu banii acum. Bă, spune-mi de gagicul ăsta. Bă, ideea e că eu am auzit în trecere, nu știu exact cine, bă, poate o să aflăm pe parcurs. A, bine. Dar bă, știi care e chestia? Pe mine mă nervează chestia asta undercover, mâncați. De ce? De ce nu vine, mă, și zice, mă, eu să mă, na, eu să mă, gagicul. Păi bă, ești nebun când, na, sunt eu, aceea ești tu, suntem toți, ești nebun și mie mi-ar fi ce, frică. Ce, mă, ce ăsta are rușine, mă, mânca, a, e frică așa, da. Păi e frică de noi, mă, păi tu cu BMW-ul, bă, dar chiar, milă de mine vă mai faceți că mi-a vândut furia de două ori. Păi, bă, tâmpitule, te-ai lăsat pe mâna lui David în loc să vii la mâna mea. Da. Eu ți-o cumpăr când vrea sufletul tău, mă, eu ți-am zis. Bă, nu s-o cumperi, ce prost ești. Să-mi o cumperi înapoi, nu s-o cumperi de la mine, ești prost. Bă, tâmpitule, da, mă, parcă văd că merg cu tine acum să-mi cumpăr furia a treia oară și când ajung acasă o cumperi tu și mi-o iei. Bă, bravo, bule, mă. Eu nu vreau, bă, eu pentru tine vreau, mă, nu ți-o cumpăr ții de la tine, ți-o cumpăr pentru tine, mă. Era pentru aici. Mine? Am acasă, bă, ce frate, am mâncat, ești pula ta. Eu ți-am zis să vii la mine, dar nu, că tu la Davide, că Davidul mi-a... Păi Davidul, ești nebun, joacă mangă boche, numărul 1. Dar unde e nebunul? E cu nevastă sa. Aoleo, a rămas cu aia, bă? Da, e numărul 1. Bă, să știi că mie îmi place de aia un pic așa. Ia stai așa, că mă sună Daniela. Da, să trăiți pront. Pronto, pronto. Să moară familia mea dacă nu am uitat rol pe ești nebun. Cu Fonfi. La bine. Hai că aprindeam.
Care șapte? Mă, ce șapte bărbați? Ce actori, mă? A, ia stai, zică, stai. Bă. Stai. Zică că m-a sunat să mă fut cu ea. Cine, bă, Daniela? Dacă ce că ăla, nu știu. Dezbracă-te, dezbracă-te. Stai puțin, mă, ascultă-mă că ai... Da, bine, haide că mă duc eu. Stai, ascultă-mă că n-ai ținut. A sunat și că i-a dat Izabela numărul de la bărbația și i-a dat numărul meu, mâncați. Și că haideți, bă, ne futem când. Gogule, ești pe invers. Hai sus. Bă, nu mă fut cu tine. Du-te, mă, în pula mea. Nu vin. Nu viu. Nu viu. Că te chema Daniela, mă, pula de moroase. Hai. A, ok. Băi, să nu te dai la mine. Aia mai trebuie, mă, că să mi-l bag în mine acum, ești nebun. Deja, măi. Dar ce mă sun iar? Da, Daniela. Mă pune să sun nevastă ta la bărbați, bă, că care, care nevastă mea? La mine să sune, mă, mâncați-i suflet, dar nu sunt eu a tău. Fă, îmbracă-te că te fug, dezbracă-te că nu te mai fug. Nu, de ce m-ai chemat? Iubirem, nu sunt eu a tău, cine te-a chemat, mă, pe tine, fute vânt. Da, da, nu. Fute vânt? Da. Da. N-ar trebui să schimbi așa un pic la câte galici am avut, fă, că și pe tine te-am avut, no, și pe Laura și pe Tanța. Hai că pe mine. Măi, Daniela, sună acolo. Pe tine nu te-am avut? Hai, fă, dăm numărul ăla. Auzi, băi, nebună, vezi că ce s-a urcat la cap. Nu, nu. Hai că poate te fac acum, plângi în pumni. Ți-ai făcut gagic, nu? 0785. Da, da, păi ce, tu ți-ai făcut nevastă? Da, da, corect. 0785. Domnul, stați un pic. 69. Un pic la ora. 87. Domnul Putin, dar să vă fie acasă. Păi lasă-mă, copil tine. Auzi, Laura. Aud, mă gândeam așa, dacă eu am nevastă și tu ai bărbat, nu ar fi bine să fim amanți? Că tot. Ce vreți să-l luați în armată pe domnul? Bă, nu viu! N-auzi că nu vin. Îi iau tancurile în pulă. Nu viu. A zis că vine, da. Zi, vrei? Doar dacă te duci la război. Ok, o să-i spun că da, e de acord să vină în armată. Nu, da, nu putem. Gen pentru rusă sau pentru român? A, pentru dumneavoastră, bine, bine. Dar nu știe rusă. Zii, mă, că mă duc, știu rusă. Zis că, dai, zis că dă telefonul că îi arăt eu. A zis că e debil, curva, așa a zis. Nu, bă. Nu, îl arestați, vă rog, că a glumit. Ce, mă? A zis că te arestează, că l-ai înjurat. Păi eu? Mamă, nu mai înțeleg nimic, băi, omule. Băi, și-a făcut gagic Laura, băi. Nu și-a făcut, mă. Băi, eu nu cred, mă, că și-a făcut. Până nu văd cu ochii mei, eu nu cred. Băi, de unde știi? Ce ți-a zis? A zis care, bărbat? Hai, care, nu cred, care. Băi, eu vreau să mă fac poponar. Nu, nu. Mă fac poponar! Dar chiar, bă, mă, chiar mă la război dacă sunt femeie? Da, dar să fii asistentă. Și ce face asistenta? Ajută morții. Ajut morții, nu? Da, mă, îi spăl frumos. Și îmbălsămi. Ce prost ești. Asistent înseamnă că îi bagi gloanțele lui ăla în armă, țin, îl trage, tu bagi gloanțele în armă. Îi speli pantofii, încarci tunul. Deci că poți să stai și pe poziție. Mă, fratele meu, nu mai face mișto de cu războiul, că mi-e chiar mi-e frică, da? Nu fac, mă, dar chiar mă s-o... Ia uite, mă, nu. Îți la granița aia deja au bombardat Dorohoiul încolo, ești nebun? Da, știu. Păi cum? Vizează o mașină albă. Să moară familia mea, lasă-mă că deja... Dar ce fac femeile astea? Da. Lasă-le, mă, că ele sunt femei, noi suntem bărbați, lasă. O locație. Nu știu, am așa chef de tenis, de basket, de fotbal. Dacă îți dau o rachetă în ochi, ho-ho! De tenis, da? Zici că e net. Terenul de tenis? Ismailu. Dacă o să-ți fie bine, dor de mine, vii jos. Fetele, noi plecăm la război, pa, pa. Jumătate de oră suntem acolo. Ce trebuie să pleci, mă, la război? Hai, fratele meu. Bă. Hei, bă. Acum chiar... E server privatul, frate, te pup. Da. Să rămână. Eu chiar n-aș vrea să așa pe Laura. Lasă-o, bă, că nu. Bă, tu a câta oară suferi, mă, mâncare? Ce să mai sufer, mă, ești nebun? Bă, uite-te un pic la mine, băi, pocane. Bă, ascultă-mă că zic pe bune. Zic. Mă, tu nu observa așa că noi ne punem mereu pe locul 2? Noi, când suntem într-o relație, noi uităm de noi, noi bărbații. Femeia e pe primul loc, dă-ți-e foame ție, e foame și ei. Dacă tu ești supărat, e și ea supărată. Dacă tu ești necăjit, ea e mai necăjită ca tine. Mă, ce atâta relații, mă, ești nebun, mai bine singur. Dar eu nu pot să renunț la ei. Nu mai, mă, nu mă trebuie nimica. Și dacă îți găsești o femeie care e mai bărbat ca tine, cum am eu pe Tanța, na, problemă.
Dar bă, fii atent, ideea e că, fii atent, ascultă-mă puțin, că nu-ți zic de rău toate lucrurile astea. Da. Având în vedere că Tanța e mai bărbat ca tine în ghilimele, da, ea chiar te iubește, mă, mâncați. Și nu cred că ți-aș face ce ți-ar face, ce-ți face Laura niciodată. Păi nu, că și Laura e bărbat mișto. Da, corect, corect și asta. Băi, m-am gândit așa, fii atent. Când, hai să mergem și noi, bă, numai noi doi, mă, mâncați, să mergem și noi să pescuim, să... Să pescuim? Să pescuim. Mamă, să moară familia mea, am fost odată la pește, nu vreau să te explic că... Și cum e? Te-ai iat pătrâni în transpirațiile, mi-a rupt 4 la sete odată. Hai, dă pula. Bă, să moară mama. Unde ai învățat să pescuiești? A? Unde ai învățat să pescuiești? În piscină la noi aici. Asta zic și eu, în piscină, am prins colaci și din așa. Eu am prins odată un lănțișoar, da. Nu știu altă era. Da, ce era? Mă, dar ce fac alea sus acolo, mă? Mai coboară și ele? Cred că, fii atent, mă, știi că ți-a zis Izabela, adică ne-a zis Izabela de faza cu asta. Cred că acum Daniela vorbește cu ei. Până la urmă accepta, că știi că Davidul e cu aia. Păi dar de ce ai supărat Laura pe Daniela așa? Păi dar nu e supărat, că nu știu, nici măcar n-am auzit. Ce e iubirea mea? Plecăm, hai. Haideți, hai că plecăm. Avem o iubire. A terminat Nikita asta cu aia la altă. Tu cu fetele, tu duci cu Fonfi. Da. A, că eu merg cu tine, hai. Voi mașina mea dacă vrei. Azi că iau scooterul meu. Ia-mă mașina mea dacă... Iertați-mă, dar trebuie să-mi dau și un scooter că am schimbat serverul. Ce-ți m-auzi, mă? Ne așteptăm. Da, da. Hai, fratele meu, urcă. Și eu te iubesc. Și eu vă iubesc. Stai un pic. Stai, mă. Vrei să te iau pe cadru, fă? A. Vrei să zic un banc, fratele meu? Fă! Fotos morții, mătii în gât! Vino, fă-mpa! Uite, bă, mi-a venit ciclu! Hai, iubire, hai, fă-mi! Ai iubire! Eu ți-am zis că e bucurii la mine, ești nebun! Ce-am, mă? Bagă Waze-ul la tine, vrei să zic un banc, băi? Ia zi, fii atent aici! Era scufița... Să plimba așa, în pădure cu coșuleț, să ducea direct la ăsta, la bunică. Oprește și tu muzica, mâncați, așa era de o pe scuterul ăsta, dar n-am. Mai înțeleg. N-au nimic, ai mă auzi? Așa, da. Așa, deci scufița se ducea, da, la bunicuță. Și lupul să plimba cu bicicleta, și vine lupul pe lângă și spune, scufița, vrei să te duc eu pe cadru? Și asta spune, da, dacă e greu coșul. O ia pe cadru, merge ce merge și să gândea scufița. Dacă ar ști lupul că n-am chilos pe mine, pau! Da, lupul de acolo, dacă ar ști scufița că n-am cadru, stai, măi, ești nebun, stai un pic. Fii atent, eu nu știu de unde le scoți, mă, mâncați. Stai, stai, hei, fă! Mergem la România, Antalien, să luăm și stai, mai întârziem un minut, două, nu? Întârziem un minut? Așa, deoarece Daniela vrea să-și facă operațiile noastre și mai facă mai mare. Și unde vă așteptăm? La poartă! Stai, mă, că vorbesc la telefon, băi! Stai că vorbește bărbatul! Zi, Ismailo! Acolo, duceți-vă acolo unde i-am spus lui Poca! Bine, unde a zis Poca, mergem! Da, hai, pa! Da, hai, pa! Hai, așteptăm la poartă acum! Așteptăm, da, păi da! Da, ți-a plăcut, bă, bancul meu? Cel mai mult, mă jur! Mă bucur! Am zis că nu știu de unde le scoți, dar ar fi bine să profităm pe tine, de tine, adică și să mergem la România. Băi, eu nu mă fut cu tine, tu nu înțelegi? Nu mă, băi, lasă-mă asta, mă, să mergem la România, o talent să iei premiul cel mare și... Cât e? 100.000 de euro, 100.000, 200.000, nu știu. Euro? Da. Cât vine în banii ăștia? Bă, 10 lei, 15 lei, ce-am zis. Wow. Uite-a bacea a dracului! Fă... Mamă, mamă, dar nu-i dau una lui asta. Băi, dacă-i dau una, îi sare siliconul în aia. Hai în spate, uite că sunt în spate ele. Băi, în spate, mă! Da, mă, om! Hai că-mi pun în pahar de jumătate de oră. Vrei să le spargem roata? Haide. Unde, mă, aici? Du-te în dreapta, în dreapta. Dreapta, dreapta! O, mă, cealaltă dreapta! Stăca! Mamă, unde-i? După, ai, dreapta, dreapta am zis! Mă, mă, că mă spari! Uite-le acolo, uite-le! Unde? În dreapta! Haide, bă, dar nu ține frâne pe asta, bă! Mamă, să moară familia mea! Vai, pocane, băi, mi-a tăiat frânele! Mă, păi m-a lovit aia! Uite-o și pe noastră acolo! Fă, m-ai lovit firea dracu, unde ai luat permisul ăla? Te-am lovit, mă, că nici nu te-am văzut să mor. Nu m-ai văzut?
Eu n-am, am geamurile fumurii, cum vrei să văd cu geamurile fumurii? Cred că ai ochii fumurii tu. Dracului. Da. Să vină băieții și eu te iubesc. Da, băieți. Sună băieții și spune că suntem în parc. Îi spune, îi spune, da, sună băieții și spune. Au, ce sac de cartofi are sormea pe ea. Iubire. Care, domne, că nu stai să vezi că nu-i chiar așa. Băi, tu pune la loc, mâncați-i sufletul. Sunt albă ca brânza, trebuie să mă gândesc. Băi, pune la loc. Alo? Ia, mă, seară-șulul, ia Laura, mă, ia. Ce? Eu sunt negru ca... Bă, the fuck, nu. Bună ziua. Nu, mersi, nu. Băi. Dar ce faci, mă, te dezbraci aici în văzul tuturor? Care văzul tuturor, că-i familie? Băi, și Laura e familie, na, m-am dezbrăcat seară că și eu sunt negru. Ia uite, ia uite, ia uite. Mai dezbracă-te tot odată. Să vină bolii! Mai dezbracă-te tot odată să vezi, numai ce. Băi, focă, ce ai facem aici? Nu știu. Ai înțeles, da, sau nu? Bine, aici, bine. Să nu te de ce mă suc, bine? Aoleu, ce aveți, mă, azi? Băi, trolează sau nu? Că nu-mi dau seama, gen, dacă e tu. Fug! Mă moră, fata mea. Băietru, să mără băiatul meu. Ce fac, mă, filmează ăștia băieți de la oraș aici, iar? Hai să trăi, șefule. Te pup la coaie, moșul meu. Te pup, te pup. Bă, mă, ce hăzi e ăsta? Ce faci, moșul meu, băgăm în barbute? Băgăm, băgăm. Ai chef să-ți pierd în ritneva asta? Ce șapcă frumos ai, băiatul. Futu-te în gură, zic că ești Baron Montana asta cu barbă. Bună ziua, să rupi Didi. Arăți bine, cu degetul. Aută-l pe ăla, și re tu de la corp. Salut, cu metre. La ora, ce-i cu ăștia aici? Sunt bărbații pentru Danela. S-o fută? Bă, atâta intră în ea, mă? Nu știu, mă, să mără băiatul meu, că dacă scobă la urul aia... Bă, voi futeți contra cost? Bunule, vezi... Eu fut și fără contra cost. Ia! La dimineața... Hai să triști. Danela simte că doar amănesc și faci așa. Ești gașca lui Biba, ești de bun? Fai, Leo! Biba e chemat pe ăștia aici? Echipa Donați, Donați. Păpulă, să ne luați! Da! Ne-am adunat astăzi, în această zi de... Ca să avem de unde să plecăm. Saturday. Așa? Nu așa, fă. Bă, ce înseamnă Saturday? Doamne, mai ca domnule, băi, frații mei, a greșit introducerea. Uite, fă cum să faceți. Dau eu introducerea și continui tu. Ne-am adunat toți aici ca să avem de unde să plecăm. Și continuă, fă, hai. Să murdă, nu-mi place de tipul ăsta, e cază rău. Și eu trebuie să plec cu Alesu astăzi la ora... Păi ce mai aștept, ce-o stă? Păi trebuie să aștepți să se scoale Alesu, că... Așa l-am botezat. Facem așa, antante, dizemane pe, dizemane pe. Asta din stânga seamănă cu ăla din Scooby-Doo cu asta? Cu Shaggy, fă. Nu? Eu? Cu Fred? Cu Fred seamănă ăsta. Ăla e poponăl, să știi, e de la ochiul, mă rog. Știi cu cine seamănă mai mult ăsta? La ochiul, mă rog. Cu Dolorescu, fă! Vorbește frumos cu... M-am născut între carpați. Poate vrei să te tai, dă-te în pula mea de milong. Mai număr o dată, Danelu. A, B, C, D, E, F, G. J, K, L, X, Y, Z. Fă, să nu merg, nu să zici cifrele, firea dreacu de proastă. Să zic alfabetul? Da, fă! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37, ai 3 clasici. Să mără băiatul meu, dar nu te duc în, te duc în Caraibe, fetița. Ia stați, mă, băieți, vreau să știu de ce sunteți voi în stare. Ia, hai cu întrebările. Fonfi, pune-le la toți câte o întrebare, să vedem ce. Eu? Da. Ia zic, șeful meu, de care să le zic? Ce vrei tu? Cultura tu? Generală? Da, cultura mamă, generală. Mamă, nu, dar să că nu le-am cu să mă. Bine, frații mei. Vei, Janes tu. Bești gata că tu cade amule ăsta mai închis așa, taci din gură, viața. Agata șefule. Ia ziceți voi ce are 30 de din și ține pe Godzilla în frâu. Hai, rapid. Peștele. Nu. Răspuns corect, fermoarul meu, sunteți proști zăputi. Hai, următoarea întrebare, pentru cine îi pun? Care e capitala Franței? Germania. Albania. Paris, să moră băiatul meu. Bravo, mă, care aș curăt-o, a fost acolo, am furat. Am fost la furat pe schele.
Bravo. Am pus clei și am intrat la oameni din căști și am furat televizorii. Pentru ce le pun întrebări, fă, ai chemat pe ăștia să dea bacul? Nu, să vedeți că nu-i mai bun pentru Daniel. Nu mă bați în seamă, hai. Nu te-am auzit, ce ai zis? 68 să mură, băiatul meu. Cine vrea să o fută pe Daniel la mâna sus? Da, ești foarte frumos. Ia uite, fă, ce simplu a fost. Dai, fă! E de bine. Mă supe. De ce? Mă dezbrac? Sunt foarte frumos, trebuie să spui că sunt cel mai frumos. Bravo, bravo. Vino un pic mai așa. Te iubesc. Să vorbesc un pic cu tine. Vreți da o țigară, babu? Mamă, să moare băiatul meu, dar unde tot. Vrei să stăm amândoi la o țigară? Da, aș fuma un pic așa, sunt supărat. Păi ce? Îți explic eu așa, da, dă-te un pic, că... Nu stăm acolo, stăm aici, ia uite. Așa. Ce mai faci, măi, Laura? Îmi trăiesc viața, măi, Fonfi, dar tu? Am observat așa, ce-i drept. Mă, na, eu nu prea o duc bine, dar vreau să te întreb, tu chiar ți-ai făcut bărbat? Da, Fonfi. Păi și cu mine cum rămâne, măi, Laura? Dar cu mine acum a rămas, mă, Fonfi. Băi, deci fii atentă, să-ți bagi pizda în cafeaua mea să-mi faci un ibric de ceai dacă tu ai mințit cu ceva. Deci fii atentă. Eu, după ce tu ai murit, știi că tu ai murit la un moment dat, da? Da. Așa, eu am suferit mult, ce mult. Bă, știi cât asta a supărat? De 6 ore n-am vorbit cu nimeni. Îți zic sincer. 6 ore n-ai vorbit cu nimeni? Cred că pe acolo vreo 4-5 ore tot așa. Nu știu singur, dar jumătate de oră am plâns, na. S-am zis-o, da? Și după aia, păi, na, a venit Tănțica, că eu nu știam pe Tănțica. Și eu eram singur, ea era singură. Și te-ai gândit să-ți alini suferința? Nu! Chiar și o nuntă cu ea. La nuntă nu era nunta. Că fii atent, eu am făcut nunta din alt motiv. Ia, din care motiv? Am făcut nunta pentru că murea, era cu moarte, cu dalea, știi? Când era cu Davidu, care l-a luat morții, dragi să-i pieptene, că era cu natural de ea. Și a zis ăla, ciopo ăla, ciopic, ciocapic ăla, nu știu, nebunul ăla, Dumnezeu, așa. Cum îi zic eu. Așa? M-am înțeles, mi-a dat follow pe Instagram, mi-am zis că e bine. A venit Dumnezeu și a spus că îi salvăm dacă fac nuntă. Dacă cineva își leagă cu nunile, gen... Și eu eram acolo cu Tănțica. Și am luat-o. Na. Înțelegi? Da. Dar eu ai văzut, de fiecare dată când ai venit... Că te-am și visat de două ori. Dar mi-a fost rușine să-i zic că erai dezbrăcat. Și n-am zis că poate te superi. Și ți-a fost rușine să-mi spui că eram dezbrăcată, nu? Da, pe eu am fantezii cu tine. Tu ai fantezii cu mine, da. Spune, uite, orice vrei tu pe lumea asta, orice vrei tu, eu fac acum să-ți demonstrez că eu te iubesc. Te vreau înapoi. Da, nu mă face să mă epilez, că nu-mi place. Nu te pun, mă, fantezii, te epilez, dar tanța. Ce? Tanța. Ce cu tanța? Ești cu ea, mă, Fonfi. Nu, mă, bag divorț, mă, ce ești nebună. Nimic nu mă poate opri să mă întorc la tine. Dar nu știu exact cu cine te-ai combinat tu, că dacă aflu, îl bat rău. Îl bat la cap să te lase, gen, că na. Nu. Hai cu mine, Fonfi. Nu, mă, că vorbesc cu viitoarea mea nevastă actuală. Hai, mă. Da. Care viitoarea? Actuală, am zis, scuză-mă. Ți-am cumpărat frumos, uite, dacă vezi, ți-am cumpărat. Mă rog, nu l-am cumpărat, l-am văzut în magazin, o să-l fur eu, da, când e, îl iau. Deci, da, spune și mie așa, pe bune acum, fratele meu, focă. Da. Iau, te strigă un copac mai încolo. Îți vine să te piși. Bine, un minut, ok? Hai, Fonfi, că putem să mai vorbim și altfel. Laura, spune-mi, te rog eu, mai există vreo șansă? Nu pot să răspund acum, Fonfi. Vom vedea cu timp. Da, tu mă mai simți așa, cât mic, puțin pentru mine? Nu pot să-ți răspund acum. Deci dacă n-ai zis nu, e bine. Bine, hai, te las acum să te odihnești, da? Da, hai. Bine, îți mulțumesc, te pup. Mamă, dar să scoți pușa pe ăla, că... Wow. Bă, fratele meu, deci eu când o văd pe nevasta asta, nevasta lui ăla, fosta mea, când o văd, mă, ia așa, mă, cu furnicături pe spate. Bă, îmi doresc din tot sufletul să fiu fericit, să mor eu. Deci nu mai vreau. Na.
Te cred. Hai mă să luăm scuterul să mergem. Haide, păi da, te bași tu în apă după el. Facem comanda la altul, hai. Haide mă. Unde vă aduce mă? Milog. Bă, și-a făcut gagic mă, frații mei. Mamă, mamă, cum fac eu mă? Trebuie să gândesc eu un plan așa? Să o salvez eu. Cum se numea scuterul? A? Cum se numea scuterul? Fagi eu cu 2 de gât și un 3 la final. Mamă, dacă vezi ce roți avea... Da. E bine. Hai. Am zis 3, tu ai pus 1. Seamănă cu 3. Salut, Romina, te pup, mersi mult de uroi. Unde mergem, fratele meu? Ți-am pus. Păi da, unde mergem? La Davidu? Mamă, ce doar mi-e facem o brigadă? Golau, Marcau, Falcao, Ronaldo în mijlocul de terenul, ești nebun, facem brigadă mare, nu? Păi! Focă! Da, scuze, vorbeam la telefon, așa, scuze. Fii atent, bă, vezi că noi nu trebuie să mergem să facem brigadă, trebuie să-l racoltăm. Să-l racoltăm? Da. Să moară mama, ai combinat două cuvinte și ai și racoltăm. Bă, ori e recoltăm, ori e racolăm. Racolăm, mă, racoltăm. Ai început să vorbești pe repede înainte, te-a dat pordoi. Da. Păi da. Uite, bă, ce tare îmi bate inima aici, nebun, îmi zvâcăie și coiul stâng când am văzut-o pe Laura. Venea să-i bag mâna la curbe, dar are pușa pe ăla la... Nu, nu, nu. Te rog, mai sufla microfon. Bă, dar nu suflu, mă, gen, e... Tic, e... Ha! Mamă, să moară familia mea! Gugule, ne-a lovit fulgerul! Cine era ăla, mă, mâncați? Hello, n-ai uitat nimic? Întreb așa, poate vezi ceva întins pe jos, pe fața ta? A? Stai că nu știu. Bă! Azi că mă ridic. Așa, că nu mai știam eu, mă. Nu mai știi tu, dar tu ce știi, mă, firea dreacu? Nimic. Ăsta e semn de la Dumnezeu, ei. M-am pus în stilul preșa așa, ești nebun. Ce e? Că zici că eram carpetă de-aia la țesută la război. Mi s-a pus pata pe una care face pe nebuna. A, el se uită pe telefon. Op, accident, bă! Tare mă, niște. Da, am zis că era armă falsă. Dar la ce te uiți, mă, acolo pe telefon? Vorbeam cu Isabel. Aaaa, ți-a scris ori mea? Da. Și ce ți-a scris? Că mă iubești. A, să moară tata dacă nu dă 1014 ori pe episod, vă ziceți că vă iubiți. Eu vă cred. Știu. A, bine, da. Dar voi vă ziceți așa ca să nu uitați, 2000 de ori, da, nu? Da, exact, exact. Da. Bă, data trecută când am fost aici, nu a ieșit bine. Așa. Băi, fii atent, nu prietenii, nu nimic, da? Nu, fără, adică cum? Nu suntem prieteni? Nu, nu mai suntem prieteni, și-a bătut joc de Danela. A, bine, deci sunt rău cu el, da? Da, hai. Bine, mă. Trebuie să-l racolăm, să-l ducem acolo înapoi la... Da, hai, îl recolăm. Hai. Stai, nu alerga! Stai că-mi cade OB-ul! Îl racoltăm. Da, îl racoltăm. Mi-am drept vocea. Să moară familia mea, cei mai prăști racoltări suntem. Păi noi bate la ușă, mă. Gata, și pe direct în păi casă. Vezi? Ce bă, unde ești, mă? Ce dracu faci aici? Davide! Bă, stai așa, mă, că mă ce faci, aici, mă? Frățiorul meu? Stai, mă. Stai, mă. Stai, mă. Putu-s rasa, mă. Dai, mă, băga-mea și pula băta. Ia, bă, băiatule, este, mă, să mor aici. Forță. Bă, taci, mă, dracu, că dai steaua. A, e off, stai, mă. Ia, ce faci, fratele meu? Jacă m-a îngăboc, David. Hai să închid televizorul, stai. Închide-l. Bă, te morți, tăi. Ce? Bă, care... Televizor prost. Bă, pa, bine.
Nu mă televizor. Ce faci, frățiorul nostru? Jaca bă. Frățiorul, bă, bă, stai că am venit comisiune. Ce faci? Am venit comisiune. A, da. Ce? Ce faci, frățiorul? Bulangiule. Da. Așa. De ce mă faci, mă, bulangiu? Continuă. De ce e bulangiu, bă? Ți-am zis de ce e bulangiu. Continuă. Că ești bulangiu, băi. Tu ești bulangiu. Ai trădat mafia tăițelor în cap. Na. Ce mafie, mă? Te-ai îndrăgostit de Daniel, ai făcut-o pe Alexandra să sufere și ai făcut copil cu sormea, mă? Cu aia? Nu știu exact care e combinația. Cu Alexandra, okay. Ești, bă. Ai făcut copil cu Alexandra, mă? Ia uite, mă, că ne scoate afară. Ușa acolo. Ne scoate afară. Cum ați intrat? Cum ați intrat? Așa puteți să plecați. Bine, fratele meu, hai că lasă-l, mă, că e supărat, că a pierdut steaua. Nu, 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 sunt supărat că a dat steaua gola. A, da, oricum era offside. Ia uite, bă, eu plecam. Bă, m-ai făcut cu capul? Haide, mă, lasă telefonul, Valea. Ba, așa ai vorbit tu cu fratele meu, Popă? Haide, mă, Valea, ești nebun, cap. Tu vii cu mine, hai. Bă, lasă-mă, coaie. Nu te las, mă, nu te las, vii cu mine. Hai, mă, lasă-mă, că nu mă interesează, îl futem? Coaie. Băi, vii cu mine, nu mă interesează. Îl futem? Ce-i facem? Nu putem, mă, ce să... Bă, vă fute mă, dată că nu fute. Păi nu știu, mă, ce facem, că nu mi-ai spus. Ducem înapoi acolo, mă, ți-am zis. A, ducem la Daniela, haide. Unde? Bă, nu, bă, terminați cu aia, că nu mă interesează, pe bune acum. Stai, mă, fratele meu, că merge. Hai, că îl țin pe cadru, da? Da, da. Haideți, mă, dacă ar ști Davidu că n-am cadru la bicicleta asta. Ce să știu? Cata, nimic, nimic. Bă, coaie, pe bune acum, nu mă interesează, haideți. Bă, fratele meu, stai un pic că te-ai panicat, merge la meci, dracu, că am luat bilete. A, păi zi, mă, dracu, așa, mă, prostul, dracu. Păi da, facem frăție. La golf. Bă, nu, mă, e meci la fotbal. Mergem la meci de golf, mă. Bă, coaie, nu, hai, intra, na, hai. Bă, vreți să ne facem tot tatuaje de alea cu ancoră pe braț? Bă, lăsați-mă, că mă las la mișto, mă, hai acasă, mă. Bă, tăițel în cap, taci, dracu, pic. Tăițel, fut-o-te în gură. Fut-o-te în gură, stai să te dau de stâlp. Puțin. L-a luat Omer Craci. Ia uite-l. Păi dacă m-a enervat. Nu mai ajungem întregi la... Stai! Haide, mă. Nu mai ajungem la meci, mă. Zici că-i poșetă de la Zara, fut-o-l în gură, da, cum îl țin. Mă, da, bine că ai tupatonul ăsta pe tine pe 30 de grade afară. Bă, prostule, l-am luat să nu mă ia ăștia la război, că dacă dau cu bombilii pe mine nu mă vede, prostule. A, te-o chema la război, mă? Da, am primit citația aia. Că-i sperii pe aia pe acolo. Să moară familia mea dacă nu... Nu știu pentru cine e citația aia, pentru mine sau pentru tățica, că e mai bărbat ca mine. Sincer, cred că e mai bărbatoasă aia decât tine. Da? Dar tu vorbești? Auzi, băi, cu metre, dar ce facem? Că copilul tău nu prea seamănă cu tine. Ce zici? Care copil al meu? Ăla, micu, Tudorică! Ești că e Tudor ăla care arbitrează. Copilul meu încetează. Dar cu e? Ai făcut copil din flori? Cum îl cheamă, mă, pe dracul ăla împielițat? Mă, ce fiu meu, mă, retardat, tu, dracu? Dar are, bă, copil ăsta? Bă, nu... Nu e poveste lungă, mă. Bă, are copilul ăla, eu am, dar... Poveste lungă, mă. Ah, bă, de nu știu, mă, exact. Adică eu când am venit, el era deja pe lume, știi ce zic? E al tău, dar nu e al tău, gen. Da. Aha. Are doi de tati. Nu are, băi, adică nu știu, adică nu, probabil, adică nu mai... Eu zic să-l dai pula ta. Bă, nu mai de fapt nu, da, mă, gata, da, iartă-mă că suntem frați, eu zic să-l dai în pula noastră, mai bine, da. Ia dați-vă voi pula mea. Fii atent, ascultă-mă. Zi. Da, aici în stânga. Bă, unde mă duceți cu aia? La golf, mă, ți-am zis. A, la golf, gata. Mă, că nu mă interesează, mă. Bă, da, vezi că nu ține. Ce-ți plăcea golf? Stânga, mă, stânga, băi, stânga. Pe bune, mă. Uite, la golf, mă. Da. N-am frâne! La golf. Bolo! N-am frâne, băi. La golf. A venit comanda. Danelu! De-o leșinată? Ia uite-l! Fă, știi ce doar era de tine, cum era mie de Laura. Bun, fii atent, domnule David. Da, iertați-mă că v-am întrerupt și-mi permis să vă întrerup în continuare. Hai o glumă pe tălpă. Vreau baby. Să... Așa. Ce știu? Ce știu? M-auziți? Da, te aud. Vorbește. Mă asigur că m-auzi că nu repede da. Două ori pentru da, nu-i problemă, asta e niște că-ți trebuie oricum trebuie. Transferă și mie pe Revolut 1000 de lei. O dată, da. De două ori. Așa. Vreau să spun că din ziua de azi, din momentul ăsta, din minutul ăsta, din milisecunda asta,
Da, din eu am șters asta. Cu buretele. A? Nimic, continuă. Stai că am uitat ce vreau să zic, stai puțin. A, da. Așa. Ai șters cu buretele. Am șters cu buretele, dar... Practic și-a schimbat tamponul, ca să știi. A, momentele cu noi doi, așa. Da, nu mai trebuie să continuăm. Și vreau continuu. Să spun că ăsta cum se numește, jurgat, mi-am găsit așa. Pe altcineva în momentul okay, de față. Ok, nu mai trebuie să. Ok, bun, continuăm. Și el de lângă Fonfi, ordinarii, așa. Da, da, da. Eu sunt șefule, nu ți-o cuțit pe rungi, prietenii. Te pup, șefule, să moară băiatul, băiat adevărat. Așa. Și te-am chemat aici ca... Bă, îmi pare rău că mai știu că sunt oameni care se uită cu... copiii care se uită cu familia, cu părinții, eu înțeleg că vreți, nu jur, și știu și eu că ar trebui cât mai ok, dar nu merge tot, oricum înjură copiii, da? Da, da, aici am. Eu? Că să vezi și tu. Eu? Ai le-mi eu de tăcer. Mă, și nu înțelegi, mă, omule, că deja mi-am găsit pe altcineva și nu mai interesează, poate să facă ce dorește inimioara ei. Șefule. Da, m-am adus ca să confirm. Este liberă să facă ce dorește inimioara ei, ce nu înțeleg. E bun acum. Bă, bă, bă. Bun. Eu zic să începem ceremonia da. Religioasă. Da, bă, nu trebuie să înțelegi nici tu, nici lumea de aici. Și eu zic să, Izabela, începem. Danelu. Haide, mă, începem. Aoleu, ce se întâmplă? Bebe, iubirea noastră. Să cacă lângă tine! Stai, bă! Dumnezeu, mă. Iartă-mă! Să cacă omul! Bebe, iubirea mea frumoasă, soarele meu de păcere, inima mea de care bate de piept, îngerul meu păzitor, vrei să fii soția mea? Da, vreau, vreau, da, vreau, aia zic, vreau, vreau! Aia. Hai că! Ura! Vai, nu e secret! Mea, nu m-așteptam. Ura! Să-i arate pula! Bravo, mă așteptam la momentul ăsta. Fă, nu te bucura că te bagă la produs proastă! Vai, mamă. Ce bine îmi pare! De ce în sfârșit o să fii și tu fericită? Bă, fratele meu! Foca! S-a produs minunat! Da, mă, tăia, să mă bucur, iar. În sfârșit! Hai, tăia, să te bucuri, a? Bravo! O bagă la produs, bă! Bravo, Daniela, bravo, bravo! Aia zic, am luat-o de nevastă. Aia zic. Să moară familia mea dacă nu te bagă și pe tine la mare să-mi zici cuțu, fă! Na! Tom. Maxim la poker, atât, dar probabil. Uite, vezi, ți-am zis! Na, probabil că m-am țin să mor. Vai, ce bine! Da, mâine, părinte! Te invitam la nuntă, David! Hop, Germania! Dar deosebire de tine, uite! Ușefule, jucăm un barbute pe ea! Jucă, da. O invitație, dar cu jumea mea și dar nu da mea. Și vreau să... Bă, fratele meu, vreau să zic eu ceva zice. Rapid, dar fii atent aici, nu știi de la mine. Nu știu și ți-o zic sub formă de glumă. Ia zi. Deci ce o să pățești tu cu Daniela, e exact ce o să zic eu acum, înțelegi? Lăsă-mi rechei, îi dau cap în gură scurță și o liniștesc să mă rămâie. Ascultă-mă, ascultă-mă. Ei doi după partidă de sex. Ia, îi spune lui. Răzvan, crezi că o pulă mică e o problemă? Și Răzvan îi spune: nu, Miruna, dar mă așteptam să n-ai deloc. Înțelegi? Nu e bine ce faceți voi. Aha, înțelegi? Auză-te mea. Ia zi-mi. Și cu tricul ăsta mă șmecher așa pe tine. Și vrei, băi, băi, bă, dă și mie. Bă, de ce mă jur cu aia? Că chiar vreau frumos cu tine. Coi, ai și tu coi? Bă, am vrut să te întreb de unde tricou ăsta ești, nesimțit. Cum îl cheamă pe gândit? În bazar, șefule, turcie. Nu știu. Am mai ai unul pe acasă. Tuții, tuții, tuții. Băi, tuții! Ce aveți, mă, calmați-vă odată că vă ne da. Ce dracu de-ai mine? Două, foarte bine. Am un șefule, șefule, vreau cu acam o vorbă cu tine, ăsta, cu ochiurile, hazul ăsta. Stai cu minte, stai cu băi, tuții, cum te cheamă, mă? Eu sunt Nuții, nu, Nuțu, Nuțu cuțitarul, Nuțu cuțitarul. Băi, Nuțule, păi tu umbli cu cioara vopsită cu ăsta? Păi mă, cam calcă pe nevi, așa că vorbește urât cu nevastă, băi. A, da, da, eu zic să-i dea o percuție în gură. Băi, băi, martalogule. Calmează sâțele, mă nebune. Spui că ești făcut pe piese să moară familia mea, da, nu? Da. Spui da, că ești Matiz, la față. Poftim? Câte clase eu? 3, bă, dar cred că mai deșept ca tine să moară băiatul, bă. Și trei ori mai multe clase decât tine, mă, să moară familia mea de te minte. Uite, bă, pula mea de... Băgă-mi ești pula în gura ta să-mi bag, dă timp pula mea de milogul dracu. Pula mea de aici de zdreanță, bă, ce să-ți fut asta și mă, dă timp pula mea de milogul dracu, te pui tu cu nuțul cu țitarul, băgă-ți ești pula în gură. Au căzut bărbații la picioarele mele, fă gunoaiele, pardon, gunoaiele. M-am putut pe mătă în cur.
Te-ai potolit, bă? Mie nu mai îmi place de Daniela. Ca să te știe așa, gen. Ia și bate și pula asta. Da? Calmează-ți câinele ăsta, încă ți-l iau la bătaie. Pleacă, bă, de aici, gunoiule. Ai căzut la picioarele mele, pleacă de aici. Mamă, ce urâbuți. Mamă, ce urâbuți. Doi. Băi, dă-i că-i bau și-o să mor. Nu veniți spre mine, bă. De ce, mă? Laura. Eu aș bate 100 de ăștia ca tine. 200 de ăștia pentru tine, gen. Hai bă, ca mai bate 100 de ăștia ca mine. Ia mi-era să mă fă. Bine, mă fă. Nu miroși, fă. Sincer? Cred că ai COVID, sincer, Casper, că nu mi-a să nu vrei să plecăm, bă, că poate s-a apucă și de noi. Plecați. Nu, ca vine. Ia uite, bă, să legăm pe ăsta, hai să legăm pe ăsta. Te ajut, viața mea, te ajut. Mă leagă pe ăsta. Băi, bă, da, gata, ești pula în gura ta. Și tu. Vino încoace. Pang! Dă-i, șefule, dă-i. Stai jos, băi. Bă, dar promis că nu mă bași pe mine. Mie mi-a plăcut de Daniela, dar nu mă-mi place. Lasă, șefule, cu porțin că este încă, frate. Ia vine-o, bă, găței și pula în gură. Aoleo. Mergi. Păi e legat, bă, cum să meargă. Hai, șefule, în față. Păi, Daniel, îl chinuie foto, fratele nostru. Modul rachetă, hai. Jevră umană. Ia pune-te în genunchi, băgăți-i și... Du-te în mormântul, mătii, de aici. Păi, pune-te în genunchi. Stai un pic, Daniel, un pic. Bă, da, gen, bă, de ce... Pula în gură, de ce pățește Davidul ăsta? Vine în mormântul. Du-te în pula mea. Zii. E actor, e actor, e actor ăla, e actor. Aaa, a, bine. Bine, gata, gata, am înțeles. Facem o scenetă, înțelegi? O scenetă? Pentru Netflix. Ha, gata, gata, gata. Deci. Nu pot să filmez și eu cu Laura un film porno? Pentru Pornhub? Ba da, cum să... Hai, vorbești tu! Bine, bine, bine. Cu cuțita rumă. Du-te în pula mea de milog. Bă, game și pula în gura ta să-mi bag de milogul dracu. Ce-l bate. Dar nu e că sigur nu e... Du-te, pui cunuțul cuțita rumă. Real. Bă, game și pula în gura ta să-mi bag de Matiz, mergător, tractoristul dracu, vină pe câmp. În timpul mea de săpăngiu drept cu cimitiristul, asta? Cu limele de făiantarul drept, da, cu pisul. Deci dacă îi dau un punct de întorc pe dos, să zic sincer. Bă, ți să-ți fute, pui tu cu nuțul cuțita român. Da, eu n-am rol în filmul ăsta. Te pui tu cu nuțul cuțita român? Stai jos, futu-ți rasa, mă, ți. Pune-te, mă, jos, auzi, că te pun eu de tot, bă, că mi-ești pula în gura ta. Auzi, Laura? Nu mai auzi. E. Da, eu, tu și o umbrelă, cafea. Vedem, Fonfi, vedem, stai așa un pic. Bă, mai scuipa, bă, dacă nu zice, nu e bine. După netare, băgăță și pula în gură. Bă, Nuțule! Șefule, iartă-mă să mor. Nuțule! Ia zic. Da, o, mă, mâncați ești, că l-ai bătut 4 episoade. Bă, mă, rasa, mă, sinovece. Bă, tu cam intuți la mine, bă. Mar și rasa, mă, te mai lipte. Stai cu minte, că te scapi. Bă, pula în gură, tău, nu-ți fac marsupiu. Îți fac marsupiu, să mor. Băi, nu, marsupiu. Băi, nu da cu ăla, băi, 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 stai mă un pic. Băi, lasă, l-am pișamă și pe tine. Nu mă, băi, este în pula mea de milog, că să nu mai știu să mor băiatul. Nu mai jura, mă, că te bate tare, bătaia doare, mă, te l-ai învățat. Eu știu bătaie că mai luat. Eu știu bătaie că mai luat, băgăți și pula în gură. Da. M-a pus să aleg între tine și ea, l-am încercat cu Daniela. De ce? Mamă, soarele meu. Între tine și ea, și te-am ales cu tine. Bă, Davide. Și ce ți se pare că ai făcut o greșeală? Dar nu că am făcut o greșeală, dar nu înțeleg, nu-mi place cine, nu înțeleg ce se întâmplă cu ea. Păi, vino, asta e o perioadă de greu, să-și revină, acum ce vine? Da, și revine pe dracu să o ia. Mie nu mi se pare numai indiferent ce... Aruncă-l pe ăla la coșul de gunoi de al dracu. Îl arunc, îl arunc, acum mă duc. Hai să-ți spun ceva, hai să-ți spun ceva. Atâta poate mă să mă joc. Bă, fratele meu, stai mă puțin că eu știu până ce treci tu, dracu. Bă, stai aceea. Deci fii atent aici, stai jos. Da, bă, dacă scoți un cuvânt mai tare decât 2 decibel de ea, te bat și eu. Stai ca să te salvezi, pun-te jos, așa. Să vorbesc așa. Bă, ascultă-l mă, fă Fonfi. E actorie, bă. Adică el te bate, dar nu te bate. Înțelegi? Cum adică e actorie cu aia? Nu, cum adică? Mă, cum adică e actorie aici? Băi, mă, eu sunt prost, dar nu mă pune să o și recunosc. Nu știu exact, dar eu înțeleg cuvintele pe care le zic, dar le așez cum vreau eu. Exact, mi-a mutat maxilarul ăla. Păi da, mă, las că ți-l pun eu înapoi, am mox acasă. Ascultă-mă, stai aceea puțin, lângă copacul ăsta. Deci dacă te miști de aici, să mor, te baci eu. Și în eroare, nu, și mă, în direct. Da, mă, că nu pot să fac nimic. Și fii atent aici, stai aici și spun că te-am
Te-am ierlit, da? Bine, bine, bine. Uite, mă pun, stai. Bagă-te în partea aia. Mă pun mai așa. Bă, îl salvezi, bă, că e fratele nostru. Aici nu este roz. Lași scos în fața ta. Adine Danelu. El. Danelu. L-am omorât pe fraier. Pe cine, mă? Pă, Davidu! Fără mine, unde? Mă, ești prost. I-am dat cu cuțitul în beregată, băi. Mă, l-a găsit. Ce căutați, mă? Futu de îngură, te-ai răspuns pe-n boscheți. Nu e mai aici, băi, nu e aici, nu vezi? L-am omorât, fă, i-am dat, i-am tăiat beregata. Da! Cum ai trezit, unde l-ai ascuns? Nu l-am ascuns, mă, n-auzi că i-am băgat cuțitul în gât. Păi și unde l-ai pus? L-am legat un scooter, dracu, să ducă cu el. Hai, fratele, l-ai omorât, l-ai gonit. Nu l-am gonit, l-am omorât, i-am dat mierlitul, hai. Dă, șefule. Dă scola o țuică de aia, o vișină. Fă, sar că ai o gumă în gură. Ascultă-mă, e în morții tăi, e! L-a omorât pe David și nu știu unde l-a pus. Taci din gură, fă. Unde l-ai pus, mă? Cine l-a pus, mă? Lăsați că nu trebuie să știți, l-am omorât eu. Hai din brec, eu sunt gropări, îi fac eu, îi sap eu groapa, unde l-ai pus? Ismaelu, gata. Danela, te iubesc. Și eu și Poca te iubim tare, mă. Hai să zic ceva, Danela. Și eu te iubesc, fă, firea, dracu. Stai un pic, mă. Băi, cuțitare. Ai zis asta mea că am rezolvat eu, vină cu a. Șefule, dar pe tine cum te cheamă să moră, băiatul? Pe mine? Da. Fonfi. Mamă, ce hă zici să mor eu. Să mor în Balabuc, nu? E șans rău de tot. Zău. Dar tu la ce salon ești ciornă cu tatuajele alea pe tine, nebunule? De ce vrei tu să ții să în colțul străzii ăla care face pe bordură. Lasă-mă jos. Nu te las. Lasă că nu pleacă. Lasă că nu. Stai cu gagică ta, băi. Stai, mă, Danela. Soarele meu, nu mai fi supărată. Mă duc să mă piș. Hey. Nu mai fi supărată viața. Ce se întâmplă cu Danela? Te duc în okay, Caribe, nu știu că... Mariste, deci eu l-am omorât pe Davidu acum. Republica Dominicană. Și l-am trimis. L-am omorât, fă. Chiar l-ai omorât? Bine, nu, dar nu mai zice, că să n-audă că-l mai bate ăla odată trec. Am înțeles. E mort, e mort. Nu e întufiș, e mort. Așa. M-a dus să mă piși. Scap de mine. Băi, tu fiși. Da, bă. Bă, dacă vorbești, te sparg, ești nebun. Fii atent. Stai acolo, stai acolo ascuns. Deci, bă, nimic nu zici. Mamă, ai și pantalon. Fii atent aici. Chiar dacă plecăm un pic, tu rămâi. Da? Bine, bine, bine. Tu rămâi că eu viu. Bine. Mă rog, tu ești mort acum, da? Tu vezi că... Hai că tași că vin că mă piși. Bine, bine. Broasca, bolborost, ești și pișa tot pe... Da, bă, că mă piși, vii peste mine, ai mamă, pite-mi pula mea aici, ești nebun. Iartă-mă, șefule, n-am vrut. Îmi zici când ești gata. Bă, ce faci cu pistola? Nu voi uitați și partea aia, că se... Bă, eu ar trebui să mă duc să arunc... Vorbești în pula mea, bă, îți fut una dă-ți îndrept ochelarii aia, mă. Ismaelu? Hai lasă-mi în pula mea, nu vezi că-i treabă de familie, mă duc, de aici. Mă duc să arunc cuțitul cu care l-am omorât pe ăla, da? Da, da, vină la pere. Nu mă gura ta sau de dă-te în pula mea de aici. Că... Bă, tu fiși? Da, mă, da, aici stau. Fii atent, mă duc să iau scuterul și să... Bă, mă duc să iau scuterul și te iau de aici, da? Dar stai aici, că o să te caute, dracu. Dacă vorbești, te spar cu bătaia, îmi faci probleme. Nu, mă, nu mai cad. Bine. Hai. Unde am pus scuterul? Ce face Fonfi? Salvez pe Davidu, nu e în script, dar eu îl salvez. Să moară, mai, cred că fut roleplay. Bine, aș face, tot ajunge lumea să mă urască fără să fac bine. Fonfi, iubitul meu. Las-o, nu mai băga în seamă, Fonfi, dacă mă iubești. Nu te urăște nimeni. Dar de ce nu mă bag în seamă? Când eu pur și simplu, tot eu am lăsat de la mine și am vrut să mă să-mi cer scuze. De ce nu mă bag în seamă? Lasă să se calmeze. Pleacă odată, Danela. Păi pleacă, nu vezi? Ce faci, Danelu, aici? M-am certat cu nesimțiții ăștia. Fă, eu sunt în misiune de salvare, nu știu dacă pot să vorbesc chiar acuși și acuși. Te ajut cu ceva, nu știu, vrei să dau joja de la scuterul ăsta să te faci fericită? Da, să că mă descurc. Bine, baba mea, te pup. Fau ce stai, mă, prostă, drag. Suspira tu fișul! Tragi! Au, bă!
Plânge tu, fișu. Taci, mă. Mamă, n-am văzut că ești aici. Hopa sus. Bă, ce ai că ai dat peste picior? Taci, mă, taci, mă. Bă, nu, bă, ascultă-mă. E mai bine așa. Ce, mă, să mori, taci din gură, dracu. Au, stai, mă, că sunt viu, sus. Mă, nu mai apăsa pe pic. Bă, e mai bine așa, mă, ascultă-mă. De ce, bă? Cum e mai bine așa? Da. Haide acolo, haide acolo. La vrei acolo? Da, mă, da, ascultă, bine. E mai bine așa. Haide. Vino, coace. Bă, minune, avia mortu. Ia uitați. Nu am fost așa mereu, dar na. Avia mortu, băi, minune. Băi, lasă-l jos. Lasă-l avia jos. Mortu, băiat. Ideea e că lasă-l jos. Indiferent ce s-ar întâmpla, eu îi alături ei. Ai ideea, înțelegi? Da, bă, hai. Dar ea nu vede lucrul ăsta, adică nu știu. Nu mai da, mă, ești aici. E o discuție mai lungă pe cap. După ce se termină toate astea, vă fac eu cinstea. Eu am vrut să-l salvez. Mai stăm de vorbă. Te știi bine ce suflet am și eu n-am treabă cu nimeni. Păi dar știu foarte bine, știi foarte clar faptul cum erau te-am respectat. Eu în viața, dar... știi, dar eu în viața mea nu mi-am permis să jignesc pe nimeni. L-am jignit pe ochelaristul ăsta că m-a nervat. Atunci jignești pe cineva în momentul în care merită poca. Înțelegi? Da, dar nu am jignit, nu am jignit. Daniel a meritat și n-am jignit niciodată. Pentru că am, na. Înțelegeai ideea. Stai, ia pune-te în cur, mă. Pune-te în cur. Băi, pocare, nu te mai scuza. Pune-te în cur. Dar nu m-am scuzat, mă, mâncați. A plecat, gata, a plecat. Nu, n-a plecat de acolo la lac. Stai așa că mă duc. În lac să rămân. Jesper, vrei să mă duc să vorbesc un pic cu ea? Nu, 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 lasă aici că nu. Așa. Rămân aici. Da, așa, eu sunt Cătușa. Ok, voiam să vorbesc cu ea, să o conving să-mi parc. Nu. Hello. Uite, bă, dracu, de aici vorbești și tu, Ghiană. Da, mă, bine. Măi, dar stai, mă, un pic, Ismaelo. Mă, tati, dar eu nu știu ce a făcut ăsta. Dar ce am făcut? Și... Mă, ce înseamnă, mă, David, iubirea pentru tine, mai e? Păi, ia, bă, lăsați-mă un pic, am un moment în care chiar gândesc. Deci fiți atenți, stați așa, să înțeleg. Davide, vino cu aia, jacă mangă boc, temerele mi dai. Ia, ascultă-mă, Ismaelo, dar mă asculti. Cine vorbește peste mine, mă, stai tasul. Deci să înțeleg, ăsta pățește bătaie de la unul plătit și plătește toate astea, pentru că... Ce plătit, mă, cum adică plătit? Taci, mă, că tu nu știi, nu trebuie să știi. Fă-te că nu știi, zi, Ismaelo. Taci, mă, nu. Măi, bă, taci că te ce? Bat în repriza a doua, intru eu. O, mă, nu mai da. Deci, Ismaelo, de ce pățești ăsta, bătaia e de asta într-un așa? Ia zi. Păi, pentru că vorbește măi, Marta, locule. Bă, taci un pic. Luțule! Luțule, stai un pic. Dar lasă-ne un pic în pace. E supărată din cauza la bulangiul ăsta. Luțule, da, mă, și... oi fi tu cuțit armăcat, ești platat, dar eu l-am dat pe polizor. Te sparg cu bătaia. Deci, Ismaelo, ăsta pățește astea pentru că, spune... Pățește-te pentru că a înșelat-o pe Daniela, a lăsat-o și s-a dus la alta. Așa, da, bun, până acum ne-am înțeles. Și doamna asta, de ce nu pățește la fel? Că și asta m-a înșelat pe mine și s-a însurat cu altul, na? Nu s-a însurat cu nimeni. Nu s-a însurat cu nimeni. A, nu? Dintre noi, încredere am avut din prima zi în tine, să știi. Cred că tu ești la... Nu, baba mea. Cred că tu te-ai însurat cu nu, tanta. Nu, nu, Ismaelo, spune-lui Laura, de ce m-am însurat eu cu tanța, da? Pentru că îți place de tanța. Nu! Când a venit Dumnezeu și a spus că dacă nu ne legăm cu unile, moare ăla, nu? Păi da, tu stai. Ce stai? Nu, e chiar ia așa. Hai, Fonfi, că tu mi-ai prezentat altfel povestea, poate aflu și eu adevărul. Are dreptate. Hai să-l batem pe ăsta mai bine, hai. Nu ai stat nicio cerere în căsătorie? Nu. Nu. Ba da, cel tău pe tanță de nevastă. Eu? Chiar după ce ai murit tu. Ia uite. Pe ce iubire e asta, mă, Fonfic? Uite, eu când iubesc pe cineva să mă bată mama, îl iubesc până în mormânt. Da? Și după, și pe lumea cealaltă. Zău, dar și pe mine m-ai iubit, nu? Păi eu pe tine te-am iubit. Să mor în Balamuc, că te-ai iubit, zi. Da, să mor în Balamuc dacă eu nu te-am iubit pe tine, dar tu, Fonfic. Să te faci așa și să mergi camel cu zi. Camel cu să merg. Și eu te-am iubit, dar eu încă te iubesc. Da. Mă iubești în timp ce eu țipă alta în brațe. Păi cine? Tățica? Frumoasă iubire. Ismaelu? Da, vezi că spune și ce spune Laura. Că bine că a scăpat de Laura. Tanța, da, nu să tu, știi, nu să Fonfi, știi, tanța, să știi că așa este, da. Tanța spune este. Că bine că a scăpat de Laura, că Fonfi al meu acum. Ai, auzi. Asta a urmărit ea, gen, știi?
A, e, stai liniștită, că eu dacă tac nu înseamnă că nu mă prind. Te-ai prins? Da. Vezi? Băi, Laura, indiferent, fete, acum hai să spunem ce parcă nu mai vine Dumnezeu ăla odată, mă apucă dracii. Iubire, ascultă-mă un pic, mă auzi? Hai să fim sinceri cu ceva, indiferent de ce s-a întâmplat, Fonfie a spus mereu de. Deci acum hai să... Mereu avea numele tău pe buze, sincer spun, Laura. Comandat de acum Moldova, fără nicio mișto și se vedea că ECPR. Nu e lângă tanță. Păi și atunci, mă... Păi atunci nu știu ce s-a întâmplat între voi, pentru că ai ideea. Bă, nene, dar eu... Da, acum ai fericit lângă tanță. Ce s-a întâmplat între noi? Nu sunt fericit lângă tanță. De unde știți voi că sunt fericit eu lângă tanță? Că se vede. Bă, nu... Păi băi, Fonfi, când nu ești fericit lângă cineva, nu stai lângă persoana respectivă. Păi eu n-asta, măi, femeie, dar doamne, eu vorbesc sau latru dracu. Eu nu vreau stau cu ea, dar mă obligă. Te obligă? Ține pistolul la cap? Nu, exact, nu. Cu pistolul, nu. Eu, mie îmi place, dar îmi place și de Danela, ca sormea, așa. Păi tu... Păi dacă am prea mult testosteron în mine, ce vrei? Bă, dar nu e ok așa, băi, nu e ok așa, deloc. Tu trebuie să te decizi, Fonfi, că dacă ai inima împărțită, iartă-mă că ăla care aleargă după mai mulți iepuri nu împușcă niciun. Zău! Să mor? Nu? Ia, nu. Apucă-te și aleargă puțin tu cu Danela pe pagi, știi asta să vezi. Dar eu nu înțeleg ce treabă are Danela aici acum, sincer. Păi nu, Danela i-a plăcut de mine, nu știi când a zis? Păi ia gata, ia gata! Păi da, mă scui pe el. Ce are, mă? Laura, eu încă te iubesc. Dacă tu vrei să înțelegi bine. Lasă-i, ia. Ia uite-o pe Danela, mâncați. Ia uite-o pe Danela. Și că ea gata. Mă, iubire, a băut ceva, ce-a făcut? Ce are, mă, acum? E dreptul ei să-și omoare bărbatul, băi, lăsați-o în pace. Scrie în acte. Nu, scrie scriptură. Mamă, ce stare de bine am așa, sunt fericit. De ce ești fericit? Dăm un exemplu, un singur motiv. De ce ești sunt fericit? Cu Laura, aici, la iarbă verde. Eu ce faci? Ia uite ce faci, îi dă, vezi? Eu nu mai înțeleg nimic să îmi bag. Băi, nuțule! Lasă viața mea, că oricum o pierdeai la barbut. Nu îți fie frică. Măcar o pierdeam pe barba mea. Da. La barba fost bună. Da. Știi cine mai e bună? Laura. Să nu-i spunem, nu? Nu. Laura, să nu-i spune Laura. Ok, hai că nu o să-i spun. Cred că o să explodez aici de nervi, nu mai pot. Iubire, lasă că fii atent, Dumnezeu e sus și vede, iubirea mea, dacă înțelegi ce spun. Cred că Dumnezeu trebuie să vadă mai repede că explodez. Dragostea mea, stai pe loc, iubire, mă amețești. Dragostea mea, mă amețești, stai pe loc. Deschide fă gura când te pup. Aolo. Hai acolo. Îmi e silă. Dacă nu s-a pupat pe joc, o pup eu. Lăsăm la o parte... Dar ia-l pe jegosul ăla din spatele tău, că nu-l suport. Jeghești tu, băi, căcătule. Mamă. Laura, mai zic doar ceva dacă mă lași. Hai, deci... Eu pentru tine fac moarte de om, da? Ia dracu să fii de-o fi gata, om! Asta îți demonstrezi ție. Îmi zici acum cu cea mai mare sinceritate. Băi, îl omor pe ăsta. Îl omor, mă? Pe domnișoara Alexandra. Nu răspund, nu. Nuțule! Lasă-mă, șefule, că supără. I-a căzut asta zarurile lui Nuțu. Dă-ne dracu că cumpără-l. Prefer să nu răspuns, nu? Nuțu, cuțu, Nuțico! Pf.
O vine, băi, nene, bă. Tu ești Nuțu? Ce vrei? Hai, hai acolo, hai acolo. Păi stai că voiam să-l omor pe Nuțu. Ți-am spus că pentru tine fac moarte de om. Bine, bine, bine. Nuțulei, nu mă mai pune în situații de astea, te rog frumos, ok? Nu gândesc acum. Am să-ți dau ceva. Ce, ce, ce să facă ea? Ce să-mi facă zi? Să mă omoare? Ce? Să mă bată? Nu știu. Ce vrei să-mi dai, șefule? Bă! Aaa! Mă, ce faci să beau? Bine, tu ce faci, Ciocio? Ce să fac, am... Bă, n-ai plecat, mă? Bă! Nu am plecat cu tu. Bă, taci-mă odată din gură. Nu mai băga. Wow! Ha! Ia, uite, mă mâncați, așa a venit și asta, mă. Hop, tiri de vrei, fă. Bă, ziua asta. Davide! Special. Mamă. Pocă! Da. Bă, dacă mă iubești, dă-mi una în frunte direct. Da. Da. Uite că s-a făcut cumva că eu am stat toată ziua de pe tine. Bă, ăla e real. Am auzit tot ce ai spus. Cine? Și am văzut tot ce ai făcut. Mă. Ce a făcut, mă? Ce a făcut, băi? Așa grav? Am crezut că ai trecut peste Danela, că nu mă mai cunoști. În sfârșit mă simt și eu. Dumnezeu! Dar da, mersi că mi-ai dovedit contra, că nu, că nu mă iubesc. Tu te fă dracu de aici, de urâtă. Tu te fă în pula mea de aici. Mă, cireașa de pe tort. Da. Explică-mi. Să ai două femei și să nu știi pe care o vrei. Cum era fă melodia aia? Lasă că o pun după. Da, lasă că și la ora are doi bărbați, văd. Hai, explică-mi. Ce să-ți explic, Alexandra, acestea? Ce e cu mascara de asta? Păi era aici când a venit noi, dacă de ea zici. Bă, prost, dracu, nu tu. A, credeam că zice de Daniela, băi. Păi, dacă ăștia vreau la mine acasă, una noi, m-au luat pe sus. Da, confirm. Aici. Te interesează așa de mult de viața fostei tale? Mă, mă, ți-ai zis-o, bă, să mor. Bă! Băi, frate, bă, taci, bă, gata. Are, băi, David, că n-ai fost aici să-l auzi. Fă, dar nu e fosta tu, ești fosta așa, stai actuala? Stai că... Da. Au! Stai. A, plec, a, și fugi fine după aia, hai, fugi fine. Las că fug eu, băi! Stai, băi! Fai! Doamnă! 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 Nu da. Fi, nu, de ce este supărată? Oare? De, vă, mă asculti? Ascultă-mă, tu ești cu ăla cu tăințel în cap, nu? Cu Davidu, cu prietenul meu, cu Jacă Mangăboc. Da. Nu el a venit, noi l-am luat. El a venit săracul, dar cu forța. Noi l-am luat cu scuterul pe el. El n-are treabă. Să uite, să-mi pui că ei. L-a bătut ei, au vrut să-l salvezi, tu ai apărut. Nu e ce trebuie, da? Și de ce-l interesează așa de mult de viața Danelei? Nu-l interesează pe el, fă pe ea! Ai înțeles? Nu, că am auzit totul. Știu ce am auzit. Bă, prostule, ce faci? Am încercat să explic că eu te-am răpit, bă, și că Danela nu. Dar tu, nu știu. Are dreptate. Da, mă, hai. Cetățene, cetățoi, cum te cheamă? O iei de nevastă pe cum Alexandru. Hai, lăsați-mă. Stai un pic, bă, să mulțumesc din suflet, mă, Fofi. Te pupă, fratele meu, dar... Ești da. Numărul 1. Băi, auzi, să moară familia mea dacă nu-l omor pe la astăzi. Ascultă-mă ce bă, zic. Bă, te rog eu. Bă, dacă nu-l omor, să-mi zici mie, Fofi. Ascultă-mă, să ții telefonul lângă tine că te sun. Te motivezi din suflet. Băga mea și pula în gura ta, dar nu te omor eu acum. Unde-i bă ăla că-l omor? Futu-i morții în gură. Nu, e... Hai că ai venit și tu acum. Da. E târziu, Fumfi. De ce? Lasă. Unde-i bă ăla că-l omor? Care ăla, mă? Ăla, da, care l-a bătut pe Davidu, da. A plecat, dar nu. A plecat? Mă duc el după scurtă. Stai, nu pleca. Ia stai, Fumfi. Ce fa? Te doare genunchiul, Dune? Mă, ce? Poate că am nimerit aici într-un moment nepotrivit între oamenii ăștia. Și poate că... Nu. Aveți voi impresia că e... Tu, de fapt. Să impresia că e prea devreme, însă eu nu cred că mă grăbesc și... Simt că aș vrea să am... Să toată viața mea asta pe care mai am de trăit
să fie alături de, de tine. Laura, vrei să fii soția mea? Wow. Bă, bagă cuțitul ăla. E sigur pe întrebarea ta? Absolut, 100%. S-a făcut pielea de gâine. Da. Bă, stai, bă, ești bine. Fonfi. Fonfi. Am o frățioră meu frumos, ești bine, mă? Hai, ridică-te, Fonfi. Hai sus, mâncați-i sufletul. Ce mi-ai spus tu mie cu gurița ta, mă, Fonfi? Bă, visez? Ești cu tanța, nu visez, tu ba, ești cu tanța. Ești cu tanța, lasă ești să fie și ea fericită. Nu e nimic atențica ta, tu știi. Bă, a zis nu! N-a zis da, a vrut să zică nu! Doamne, eu sunt... Nu, nu, dacă nu... Stai așa un pic. Puțin. Bă, nimeni nu ia păraura mea, da? Gata, gata, Fonfi. Dă-te, băi, pocane, stai în calea fericirii, dă-te așa. Eu sunt frățiorul tău, bă, ascultă-mă și pe mine. Nu fac asta, te rog. Bă, știi ceva? Băi, mie Laura e tot ce mi-a mai rămas. Tănțica mă bate, eu nu-s fericit cu tănțica. Eu stau cu ea doar de ochii lumii că ne-am obișnuit. Eu pe Danela nu mai vreau. Eu vreau pe Laura și Laura acum să mărită cu Dumnezeu. Păi eu nu pot să mă compar cu Dumnezeu, mă, ești nebun. Mă, tu știi că în sufletul totul ești cel mai bun, crede-mă lucrul ăsta. Tu ești cel mai bun, dar ea n-a văzut lucrul ăsta în tine. Laura! Da, Fonfi. Te măriți cu Dumnezeu? Păi, tocmai am acceptat, nu? Mă duc să mă omor, să moară familia mea, dar nu mă omor. Dar nu mă duc să mă omor. Uite încoa la mine acum, dacă nu mă duc să mă omor. Mă duc să mă omor, lăsați-mă în pace, băi! Să nu te teleportezi, dacă te teleportezi la mine, te omor. Mamă, ce nervi am, să moară familia mea. Ia uitați-vă, mă, păi dacă n-aveam nicio șansă până acum în fața lui Dumnezeu, ce șansă să am? Mă duc și mă omor eu. Nu mai stau. Aoleo, cu toată viteza înainte. Fută-te în gură, Doamne. Hai că... Dă-i a doua. Nu mai merge scaunul. E, na. Da? Asta mi-ai făcut mie Dumnezeu. Bine. Muri! Doamne ajută-mi! A murit? Nici să mor nu mai pot, mă, să mă bată Dumnezeu! Nu Dumnezeu că m-a bătut deja. Famulo, ce fac băi nene, bă? Mă duc pe munte. Unde exact, nu știu unde mă duc, dar mă duc. Pa muntele Cilian! 7000, nu? Că ajung în episodul 14. Sarmio! Mă aude? Sormiu! Da, mă auzi? Da. Ce faci? Uite, te aștept să vii acasă, să nu mai fii supărat. Eu sunt pe munte. Ce faci pe munte? M-aș cam omorâ. Ce faci? M-aș cam omorâ. O secundă, așteaptă. Mamă, nici să mai mor, nu mai pot, mă, să moară fata mea. Pocane. Băi. Mă auzi, băi? Aud, unde ești, mă? Băi, ascultă-mă puțin. Sunt, da, frate. Sunt pe moarte, mă munte. Sunt pe munte, mă omor. Dar de ce ai vrut să pleci? De ce n-ai vrut să stai cu mine? Că știi că sunt fratele tău și mereu să mă vede. Stai, mă, că ești pula pe munte.
Asta e muntele tău, Fonfi? Mă duc imediat, dar am vrut să văd dacă... Te duci imediat, nu te duci nicăieri, pe niciun munte. De ce? Uite că nu te duci, urcă-te pe scuterul ăla. Nu! Scuterul frumos, lasă cuțitul în jos. Nu mai mă, iau-o acum, bă! Bă, deci în viața asta, voi vreți să pierd tot, să moară mama dacă vă mint. Mi-ai luat-o și pe... Deci, eu pe tanța nu vreau. Daniela nu mai e, că e săraca să ceartă și acolo. Nu mai e probleme. Ăla a făcut copil cu alta, aia plânge după el, aia angajează ăla altul să o bată pe una, acum Laura învie, cred că tu ai înviat oricum. Să însoară cu Dumnezeu, păi eu nu pot să competitivizez cu tine. Nu mă însor, mă, Fonfi, mă, că nu-s bărbat, nu mă însor, mă, mă. Dar ce contează, mă, dezbracă-te că te fut, îmbracă-te că nu te mai fut, nu mai contează. Eu nu sunt fericit, înțelegi? Vreau să fiu fericit. Și cum vrei tu să fii fericit? Cu tine, cu mine? Da. Auzi, băi, Doamne, dar ce-ți trebuie ție, muritoarele noastre? Nu mai ai acolo îngeri în care să mai bagi tu ciocanul? Fonfi, și așa, la cât de bătrânești nu ți se mai scoală pula. Iubire, nu mai contează chestia asta. Dacă o persoană te face fericită, nu mai contează celelalte persoane. E greu să-ți explic. Știu că tot înțelegi. Când inima dictează altceva, spune... Nu știu dacă îți faci speranțe de șarte, dar cam tu ai creat inima asta, înțelegi? Fonfi, stai că n-ai înțeles o treabă. Eu nu sunt Doamne, Doamne, Fonfi. Dar tu cine ești? Bă, când am fost pe munte acolo, uite, ai aripile astea. Da, ia, dă-mă coa, ți-le tai, dă coa, că ți-le tai să vezi ce fac două perde din ele d-alea după. Gata, te rog eu din toată inima mea, te rog eu din tot sufletul meu, gata, te rog frumos. Zi. Gata. Lasă-l. Auzi, băi, Laura, știi care e problema? Care? Problema e că așa se întâmplă mereu, cum spuneți voi. Zic, exact, exact. Deci, tu vrei să fii cu omul ăsta, da? Îmi spui să las cuțitul jos, să nu mai plâng, să nu mai fiu supărat, să nu vreau să mă omor. Dar fericirea mea, fericirea mea contează pentru cineva? Zic. Da, Fonfi, contează. Pentru cine? Pentru cine? Zi tu. Pentru voi? Dacă fericirea mea contează pentru voi, voi trebuia să fiți lângă mine. La rău și la bine. Acum tu văd că ești doar cu rău, binele. Mă rog, ce e ăsta? Ciocapic ăsta, cum îl cheamă? Fonfi, te rog eu frumos, urcă-te pe scuterul ăla. Îți promit că eu te duc acasă. Te bagi la somn, te odihnești. Da. Îți revii. Să-mi șteargă ăsta memoria, nu? Nu șterge nimeni memoria, Fonfi, încetează. Păi, dar de ce ai luat-o tu pe Laura fix? Pentru că eu pe Laura, eu de Laura m-am atașat și pe Laura o iubesc, Fonfi. O iubești? În tot sufletul. Mamă. Băi, Dumnezeu, ce faci tu mie? Hai, mă, să o dăm parte-parte pentru Laura, hai! Cu mâinile goale! Fonfi, nu mă bat cu tine pe... Haide, mă, dacă ești mecher, hai să o dăm parte-parte! Ce vrei? Te rog eu din toată inima mea, poți să mă scui și pe mine? Bă, s-a umflat găina tine, te-ai urcat pe placa, știi? Da? Nu, mă, ăsta! Fonfi, ascultă-mă puțin. Eu nu trebuie să mă bat cu tine pentru Laura. Dacă tu simți nevoie să te descarci... Păi, frățioare, nu știu, mergem undeva, mergem la o sală de box, te descarci și dai în sacul ăla până îl spargi. Nu, dacă mă, eu cu tine, tu, amândoi, noi doi. Nu cred că o să te ajute să mă bați pe mine. Pe mine nu mă rănești. Nu te rănesc? Nu, Fonfi, nu. Eu zic că te rănesc. Eu zic că pot să încerc. Eu zic că te rănesc! Hai! Ți-am zis că fac moarte de om pentru tine? Ia uite-l! Vezi? Vrei să mă omor, să bag cuțitul în mine? Nu, Fonfi, nu. Da, atunci... Am spus că nu-l rănești, uite-te acolo, că nu-l rănești. Unde? Hai, mă, că era să mă mărgătesc, ești nebun la cap. Fonfi, te rog eu din toată inima mea, ascultă-mă și pe mine măcar o dată. Du-te, de fapt nu du-te acasă, că n-am încredere că te duci acasă. Te ducem noi acasă dacă e nevoie. Nu, Laura, du-l tu acasă și când e o să vin eu, după tine mă suni și discutăm. Te rog eu frumos, urcă-te pe scuterul ăsta, te duc eu acasă, te bal la somn, te calmezi. Mamă, 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 ce faci tu mie, Iisuse țestoase? Bă, dar cum, bă? De ce eu, mă? De ce eu? Bă, n-am făcut eu să fie bine pentru toți. Nu am, bă, mă. Fonfi,
poți să fii și tu de acord cu ce spun eu acum? Să te duc acasă, deci. Te duc acasă. Nu, las că mă duc eu. Nu mai contează că oricum. Și cu sigur voi te duci acasă, Fonfi? Mă duc acasă, mă duc. Să-mi iei parpalacul ăla, mi-l trimis pe curier. Ți-l aduc eu. Bine, dar vezi, poate-l bagi pe tine, faci gaur la aripi, că... Nu, Fonfi, nu, am grijă. Fonfi, te rog eu frumos să ai grijă de tine, da? Da. Auzi? Auzi. Cu vrăjeala asta cu... Ai grijă pe tine, că eu sunt cu mine, cum ziceți voi. Și cu asta cu... Te iubesc, vreau să fii fericit. Nu merge. Dacă tu mă iubeai pe mine și pe... vrei să fiu fericit, cu mine erai. Gata, Fonfi, cetează. Mamă. Ia uite, mai aerisesc un pic la subțioare așa că m-a dus să mă omor. Da, mamă, nici nu știu ce să fac, mă. Bă, mă omor. Bă, scuze, mersi mult. Mamă, Albert, te pup la coaiele alea mari, mamă, șeful live-ului. Mă duc sau mă omor? Bă, da. Bă, da, eu n-am mai murit. Nu știu cum să faci exact. Hai, mă, că mă duc... Mă duc acasă să dorm puțin și mă omor mâine, că și așa nu e bine să mor obosit. Na. Să mă odihnesc și eu, măcar să mor odihnit. Mamă. Parcă aș și bea ceva, ce-i drept? Wow, wow. Bă, dar cum l-a ales ea, mă, pe ăla, mă? Bă, dar... Cum s-o fute ăștia în aripaz, mă, ești nebun? Mamă, tu-ți dai seama ce bine e la ăștia, mă? Bă, e bine rău la ăștia. Deci fii atent aici. Dacă vrei și tu să te fuți frumos, n-ai unde că aici te vezi de lumea, pac, o iei în brațe, o iei în brațe. Pula mea, te mufezi. Deci zici că ești na... Te dezbraci, o înfingi, dai din aripi de patru ori, te-ai dus sus de tot și dai sus în aer, ești nebun. Ce viață. Păi de-aia îl preferă pe ăla, ești nebun. Futai non-stop, oriunde... Na. Bă, da. Ia stai, mă, s-o sună pe tățica mea. Deci dacă o sun pe tățica și răspunde și spune că mă iubești, eu rămân cu tățica. Care, mă? Omolo. Oh. Acum am. Uite, bă, dreacu, că nu răspunde, băi, nene. Ia. Eu îl sunam pe Poca, băi. Bă, da, prostă-s. Ia, mă, că nu mai e nici cu tățica cu nimeni. Gata, hai. Singur împotriva tuturor. Mă duc și mă pocăiesc, mă călugăresc. Glumesc. Sunt doar al vostru. Chat. Vă iubesc! Ai venit, mă, mânca. Ce să vin, bă, că sunt supărat, lasă-mă. Fii atent, ascultă-mă puțin, fii atent. Ce vrei? Nu că ce vrei, nu mă lua așa, că știi bine că tu ești frățiorul meu. Da. Nu fi supărat, că o să rezolvăm și pe asta. Te-a sunat tanța mai devreme, de ce n-ai răspuns? Ce să mă sunet? Eu, de fapt. Eu am sunat-o pe tanța, pe tine. Ascultă-mă un pic. Albert, două și de acolo, stai bun la coaia la barbă. Nu pot să răspund. Și mi-a zis Izabela, gen să te aștept că o să fii acasă, dar am stat aici în poartă. Da? Hai, nu fi supărat, te rog frumos. Băi, eu mă ajut ce să mă obor. Și nu, bă, nu. Dar de ce mi-ai închis când m-ai sunat?
Păi n-am vrut să o spun pe tăție. Stai așa mă, și mai pe mai asta și n-ai mai zis nimic. Ce tu, n-ai știu ce am zis. Nu mai fi supărat, mă, mocați. Băi, deci fii atent aici. Fratele meu, eu te pup, te iubesc, te aștept, da? Da, lasă-mă să mor. Nu, nu, niciodată, fii atent, nu, niciodată. Deci să nu vă pune dracu să faceți de la agheu, chedalea, uștache, muștache, de alea, să mă reviați, că mă omor iar. Nu, te... În fiecare episod, Fofi să omoară. Fii atent aici, fraiere. Da-te, fraiere, da-te. Da? Am vrut să-l ajut pe ăla, pe Davidu, să-l salvez. N-am vrut. După aia... Păi ți-am zis, mă, că Davidu e altfel acum, dar trebuie să-l înțeleg. Da, de ce e așa, băi? Nu știu, nu știu. Bă, dar tu m-auzi... Bă, ești fratele meu? Da, normal. Bă, nu sunt fericit, înțelegi? Bă, dar te înțeleg, păi, dar se vede pe tine, se vede pe tine. Păi, sune fericit, bă, vreau să fiu fericit. Te înțeleg, mă, dar nu știu ce să fac, mă, că aș face orice. Bă, m-am săturat să mă las pe locul 2, pe mine, pentru alții. M-am săturat, băi, nu mai vreau, bă, nu mai vreau. Știu, știu. Nu mai vreau ca oamenii să-mi spună te iubesc, sau Fonfi, ești fratele meu, sau Fonfi, eu țin la tine. Și, de fapt, când am nevoie, oamenii ăia... Care oameni? Când, o singură, explică-mă o singură dată când te-am lăsat la greu. O singură dată și jur. Davidu? Era fratele meu, Jacques Mangeboc, Temerel Vidai, Simangeboc, Janez Romanes, da? Nu mai e. Păi da, și eu sunt Davidu, că nu înțeleg. Explică-mă, da. Tu? Nu știu, la un moment dat nu mai dădeam de tine. Ismaela, uite, a durut-o fix în gaura pizii unde joacă pula biliard acolo. Nu a durut-o. Da, Laura s-a măritat cu Dumnezeu. Tățica nu, mă bate, nu e acasă. Eu nu sunt alături de tine, mă, dar ce tot vorbești? Daniela, nu știu. Că e singur, mă, sunt cu tine. Nu sunt singur. Sunt înconjurat de oameni, dar în sufletul meu sunt singur mereu. Nu e singur mereu, mai ești cu mine acolo. Da? Da. Bine. Spre deosebire de altcineva te-am așteptat în poartă, ca să înțelegi. M-ai așteptat în poartă? Da. N-aveai cheile, bă, du-te dracu de aici. N-aveam cheile, e poartă mobilă, fac. A, e poartă mobilă, da. Chele de la casă. Și sormea unde? S-a dus după Danela. S-a dus după Danela, ia să suni. Uite să vedem cât însemn eu pentru sormea. Dar nu mai suna, mă, lasă-mă că fie mai e, e o perioadă grea pentru toți, mă, Fonfi. A, da, mă, da. Haide, hai să o sun pe Danela. Haide, mă, lasă-mă, nu suna, mă. Are telefonul închis. E vorba că sunt eu aici. Nu contează pentru tine că măcar un frate ești și tu. Chiar nu contează. Un frate. Da. O, e mai frate, bun decât 100 de prieteni, credem. Auzi, băi, Pocane. De zic. Ce de ce cred eu așa că tu ești fratele meu? Da, dacă apare așa un pic pe peisaj Ismaela, nu prea mai ești fratele meu. Ia zi. E nu, deci e strict părerea ta, dar nu aș face asta. Pe vezi, băi, eu însă vreau să fii fericit. Eu nu mă pun între tine și Ismaela, să știi. Dar nu, deci și tu și Ismaela pune... sunteți voi doi. Eu vă respect pe amândoi, tu ești fratele meu. Dar nu mă pun între voi, vezi? Dar tu, pentru Ismaela, tu m-ai lăsat, bă, să știi. Nu te-aș lăsa, nu, niciodată. Da? Nu, ascultă-mă, băi, frate, deci ascultă-mă. Nu trebuie să alegi tot timpul între un om și altul. Tu trebuie să alegi calea cea dreaptă. În sensul că tu ești fratele ei, da? Ești fratele ei din sânge, sânge din sângele ei. Iar tu ești fratele meu din altă mamă, cum s-a spune, că știi bine că asta e vorba. Nu trebuie niciodată să avem noi certuri între noi. Ideea este că eu niciodată n-am vrut să te las. Eu mereu am fost alături de tine. Și ai văzut lucrul ăsta. Și sormea mă iubește? Normal că te iubește, normal. Dar și nu unde e sormea acum când eu am vrut să mă omor? Unde e? Hai zi. Hai de zi. Am înțeles că ai vorbit cu ala telefon. A, da. Da, bă, am vorbit jumătate de oră, n-am putut, deci eu n-am putut să mă omor că era sormea la telefon, deci de mor și n-am vrut să audă cum dau duhul. Așa. Laura mă iubește, nu? Laura, nu știu ce să zic. Da, nu mă iubește că e cu Dumnezeu acum. Tâncica mă iubește? Nu mă iubește, bă, că mă bate și nu mă respectă și țipă la mine. Da. Daniela mă iubește? Nu mă iubește? Cine mă iubește, mă, ia-zi? Eu, mă. Tu? Da. Da, mă, bine, hai. Vrei să ne futem? Bă, nu, e în extrema aia, mă. A, da. Bravo, mă, viața mea. Hai să bem un pahar de ceva, că și așa mi s-a beregat uscata. Hai. Da, să știi că nu rămâne așa. Știu. Vom fi acceptăm înfrângerea. Sunt convins. Aolo, stai așa. Eu am uitat că mi-am dat ăsta jos. Pune-și pe un pahar de whisky, băi!
Pune, bă, whisky. Mulțumesc. Mă simt ca ultimul, credem. Da? Nu știu ce să fac, jur, să fie bine pentru toți. Nu, nu vrei, fratele meu, să știm ce simt eu, ești nebun? Cred că mă înțeapă și Mina. Uite-te, fiate, tu știi bine că sunt sincer cu tine, da? Da. Chiar n-aș vrea să simt ce simți acum, dar încerc din răsputeri să te înțeleg, pentru că... Până la urmă ești fratele meu, credem. Da? Da. Eu fratele nu știu ce tău. Să fac. Eu nu știu ce să fac să fie bine pentru toți, am bat picior și tu vezi bine că îmi pun pe alții mereu pe primul loc și pe mine nu. Eu nu știu asta ce am să zis fac. Eu mai devreme, mă, ești nebun, de ce zici așa? Că se vede asta, că eu încerc să fac pe toți fericiți, având în vedere că... Se vede cu ochiul liber, ești nebun. Doar dacă ai ochii scoși din naștere și ești orb, semi-orb, ca băiatul ăla după TikTok, Dumnezeu să-l ierte, să-i dea sănătate, doar da, așa vezi, să știi. Ok, îți respect părerea mea. Da? Am vrut mai devreme să mă duc să mă omor. Dacă nu putea ăla să zboare, nu venea nimeni după mine, da? Toți aștepta să vă sun. Ce așteptați, mă? Să vă sun, să vă spun că mă omor? Când a venit Dumnezeu acolo și a spus... Laura! Vrei să zboresc? Gaura! Și a spus, da! Eu nu sunt Dumnezeu să mă teleportez la tine. Păi da? Eu nu pot să dau de tine una, două, cred. Da, da. Am fugit după tine în parcul ăla, nici măcar ai fugit, nici nu te-ai uitat la mine. Da. Băi, dragostea, să știi de la mine. Oricât de prost sunt eu așa și cât de prost par eu, că îmi și vine să plâng. Dragostea, te schimbă, bă, ca om. Dacă iubești cu adevărat, nu te culci, bă, pe urechi. Ești, bă, acolo, îi demonstrezi omului ăla că chiar simți, băi. Că chiar îl iubești, să știi. Nu îi spui așa, gen, te iubesc, da. Și când e să-l pierzi, da. Nu, bă, dacă iubești un om, ești lângă el trup și suflet și demonstrezi. Nu-l iubești și se accentuează iubirea asta doar când îl pierzi, să știi de la fratele tău. Dar știu asta. N-am făcut asta doar că te pierd, eu mereu am fost lângă tine, frate, adică n-ai... Nu, mă, ziceam, dă bine. Vrei să-ți luăm furia? Mâine mergem și-ți luăm furia, mă jur pe ce-am mai spun. Vreau să te văd fericit măcar o dată. Vrei furia? Serios? Normal, mănânci carul leu, văzi, ești nebun. Dar oricum n-am mâine ce să fac. Mâine mergem și-mi iei furie? Îți iau furia să mor. Oricum n-aveam ce să fac. Mă rog, aveam un program doar să mă omor, dar mă omor după. Sau întâi mă omor, după aia mergem și luăm furia, bine? Cum mai îți iei furia dacă te omor? Păi... Am eu o șmecherie, bă, dar nu o zici. Zi. Am băgat cuțitul ăla și a apărut iar în 20 de secunde, ești nebun. Și cred că dacă și eu la fel fac, na. Adică mă obor și mă aștept să mă salveze Laura cu Dumnezeu. Să rupe sufletul de tine să mor eu. Da, și mie. Eu cred că ți se rupe pula mai mult, da? Ce-i drept, da? Nu e adevărat. E, na? Nu e adevărat, să știi că nu e adevărat. Da. Hai că beau paharul ăsta acum și mă duc să mă odihnesc un pic, așa că de-aia nu m-am dus să mă omor astăzi, că era ok, omos. Fii atent, dacă te trezești mai repede, trezește-mă și pe mine să stau cu tine, da? Da, viața mea, da. Te trezesc. Auzi? Da. Și cred că mâine trebuie să mă trezești și tu pe mine. Din morți! Ai, mă, lasă glumele astea. Te rog, lasă glumele astea, nu-mi place. Iuliane, te pun, mersi de 25 de euro. Ce e glume, mă, viața mea? Of, pocane, ce-am ajuns? Ce-am fost și ce-am ajuns, băie? Sincer. Da, da. Numai lucrurile se întâmplă, să-mi bat picior. Ce vrei, fratele meu? Da, sincer, îți spun, pentru mine... Nu știu, mie fericirea nu mi se oprește, pentru că eu am fi Izabela, eu... Am bat clubul pe mine! Eu sunt cel mai fericit pe toate. Nu, cu tric! Bă, că da, prost sunt! Fu-te în gura, mă!
Eu trebuia să mor pe joc și m-am omorât în viața reală, dă prost sunt. M-a adus să mă pun la somn viața mea, că m-a luat de cap un pic mușchiul. Hai, te pup la coaie, băi. Ia mă braț. Ai grijă. Băi, băi, nu mă pupa pe gât, că mi se întăresc fârcule final, dracului. Nu te-am pupat, mă. E, nu, nu, am simțit eu limbi. Du-te, mă, și omoară-te. Așa îl iubiți voi pe Fonfi? Hai să băgăm o melodie aici, așa. Sunt supărat, frații mei, că toată viața mea e de căcat. Dacă aș putea să transform întregul univers într-un glob de cristal, la sparge, dacă ți l-aș pune în mână, tu ce-ai face e greu. Să accepti că totul depinde de tine, că doar credința în Dumnezeu te ajută să gândești că va fi bine. Când sărăcia ți-a ucis până și ultimul vis, când dorința de mai bine naște primul compromis, când mintea cenzurează orice gând legat de paradis, iar speranțele aruncate în focul inimii l-au stins. Amintirile te țin în viață, gândul te omoară, singurul refugiu e în vagabonțeală. Regreți în fiecare dimineață ce ai făcut aseară, dar repeți în fiecare seară aceeași greșeală. Sătul de tot, precum bolnavii de regimul din spitale, când o travă ți-e servită pe post de mâncare, când mai cer morfină, mințind că te doare. Multe imagini bizare, foarte ciudate, ți-apar clare, motivații disfuncționale. Deschid drumul noi, dar toate duc inevitabil către infracționalitate. Când îi vezi pe toți aproape, dar îi simți prea departe, primul cuvânt asociat cu singură. Bă, cred că e timpul ca Fonfi să moară, băi. Îmi pare rău, chat, dar e timpul ca Fonfi să moară. Eu mă duc și mă omor în episodul ăsta. Gata. Singurătate devine moarte. Încă de mic copil am căutat soluții pentru probleme, dar în scurt timp am trezit în scară căutând alte vene. Acum înecticat un alcool, plămâni în iarbă cu tutun. Când o să mai fac asta cu siguranță o să fiu mort sau nebun, deja obișnuit cu această stare de sete și foame. Rămân același personaj în același tablou, fără de rame, cu multe dame, dar cu prea puține mame și multe grame care dau viață prea multor drame. Au trecut ani grei, am trecut prin multe cu români. Vă pup, chat. Mi-a părut bine. Da, fratele vostru Fonfi trebuie să încheie socotelile cu viața. Îmi pare rău. Chiar îmi pare rău, sincer. Da. Aia a fost să fie. E momentul să zicem adio. Ce rost mai are? Ce rost mai are? Nu mai are niciun rost. Vrei să mor? Eu zic că mai bine. Nu e vânză mă la plăce și nici bal să mă gândece, că mă țin tare pe picioare. Am aver și fac pentru mie de rani, trăiesc ca un boier, stau bine monșer. Când vă văd mă bucă mila, că nu vă duce vina, nu vă duce bibilic. Sunteți bun de nimica, de nimica nu știți voi, nici cât argent îi plus voi. Și aveți lumea iar pe voi, de gherțoi. Când vorbiți de mine, v-aș da una peste dur. Omoară-te! Omoară-te, a? Omoară-te, a? Îl vrea să se omoare Fonfi, mă? Băcane! Băgă! Hai, fratele meu, bagă tare, hai! Dă-i, ia să te văd! Au! Au! Ce dați el, băi?
Bună! Florin Salam din nou la microfon. Omii stați pe casă, sune mai beton. Pentru toate femeile bine de tot. Ce-l spun la inima în fond. Foc, 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 cântă vă mergând pe toc. Se doaie de la mijloc și la inima pune foc. La inima pune foc, când mă privește fata asta mă gândește. Neamțule, te pup, mersi mult de euro, te pup, Iulia, mersi mult de 25 de euro, hai rapidu, hai rapidu. M-am dragostit de una, una care face cu mine pe nebuna. Numai când mă uit la ea, mă ia pe loc inima, cu greu m-am țin să nu mă dau la ea. Privește, fata asta mă nebunește. Foc, foc, foc. Când vă mergând pe toc, se doaie de la mijloc și la inima pune foc. La inima pune foc, când mă privește, fata asta mă nebunește. Hai chat, cântați melodia asta și opresc și mai vorbim puțin, că vreau să vă dau niște update despre giveaway. O să vă mai dau un giveaway. Vreau să vă zic când urmează următorul. Nu o să ies din roleplay, calm. Nu se termină live aici. Lasă-o la mine, Florin. Hei, hei, hei. Ce-i al ei, al ei. Ce nu poți să îi lei. Oricât ai încercat tu să-i arăți ca euro și lei. Dă-i al mei, fata să fișe pe ei. Și poți să-i dai ce vrei. Nu pune bombul ca de femei. Independentă îi se rupe de oricine. Dar are totuși de niciune. Alo, Onica, mersi mult de zice Goguț. Onica, mersi mult de mult de zice Goguț, fără niciun mesaj acolo, cât o taxele plătite, apreciez să rămână mult. Mersi, să rămână. Lasă-o la mine, Florin. Hei, 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 ce-i al ei, al ei. Ce nu poți să îi lei, oricât ai încercat tu să-i arăți ca euro și lei. Dă-i al mei, fata să fișe pe ei. Și poți să-i dai ce vrei, nu pune botul ca de femei. Independent, dă-i se rupe de oricine. Slăbiciune la mine. Ia fi suna că sunt numărul unu. Când e vorba de nebunii. Știi ce zic? Și-ar vrea și acum ah, ah, ah. Și dacă te mai uiți așa la mine, fetiță, îți promit că o să sar pe tine, yeah. Te uiți de parcă m-ai mâncat și m-ai vrea și altceva. Dar vino la băiatul să îți dea. Și dacă te mai uiți așa la mine, fetiță, îți promit că o să sar pe tine. Te uiți de parcă m-ai mâncat și m-ai vrea și altceva. Dar știți că am și eu TikTok, nu? Știți că am făcut și TikTok pe contul ăsta, nu? Ia uitați, băieți, că am și eu TikTok, dar văd că nu mă urmăriți pe TikTok la Conacu. Conacu pe TikTok cu Bifa Boys, 450.000 de urmăritori, let's go, am plecat spre 500.000. Îmi zice unul pe chat ci că nu murea Conacu. Zic ok. Ok. Opa, ia vedeți Maria Georgiana, bine rău. Mă uit la TikTok-ul ăsta de 30.000 de ori și nu mă mai satur. Ia vedeți Chițu Alexandra. Bă. Asta e gen tranziție, am filmat două ore și tu nu mi-ai ieșit, da, nu mi-ai ieșit tranziția la asta și n-am mai putut să-l mai editez, e de sync la TikTok, nu știu, că m-am enervat rău de tot, dar mâine cred că filmez TikTok-uri iar. Uite, gen, n-aveam cum să fac tranziție aici, m-am gândit eu să fac o chestie de aia, gen, poți să nu mă mai spamez că mi-ai trimis un clip pe Instagram, că o să-ți dau bloc. Cred că m-am întregut de luna.
s-a decolorat și părul rău, de să mă duc neapărat să-l vopsesc. Deci când noi ajungem Tenerife frumos, parcă mă văd așa. Eu mă duc și la plajă. Deci mă duc frumos așa cu prosopul, pac, l-am întins pe plajă, mă întind pe spate frumos, s-aud așa cum face pescărușii. Îi dai un desync super mare pe TikTok în ultimul timp, dar oricum, bine, și pe alte platforme când îi dai share, e desync-ul și mai mare. Pe telefon la mine era perfect sincronizat. Mă rog, mai am niște... mai am niște de-astea de făcut. Asta a prins bine. Ganja fumă în Cali, faimanul plătește facturi, eu vreau banii. Investesc ce produc, rai bani, ochelarii. Vedem... Toată lumea vrea să mai rup încă o piesă, te-am umbit. Cine s-a așteptat să rupem trendul? Băneli, dar nu trebuia să dau și o refren. Lasă-mă, frate, să dau să le rup, tot nu vezi că și-a rost o franca pe Naruto. Vorbim vizual de haine, de TV și pe meniciu, nu pot să deca lumea. Cu stațiile ove n-aveți alte secrete și n-aveți despre niște cu pentru fete. Ce melodie asta cu aia? Mersi mult, Albert, de 15 cucuți, dar ce melodie asta? Ya no so penal, ce mi de manche mera. Sunt cel mai dulce țigan. A, mă, nu. Și fără tine nu pot sta. O viața mea. Ya no so penal. Sorry, bro, dar nu, nu, nu. Tu, eu vreau banii. Aici mi-a ieșit maritiar una de la țancă care m-a rupt. Vreau să vă zic că m-a rupt în două și nu mai știu cum să mai fac. Nu mai știu cum să mai fac să găsesc, gen să fac, să-l fac pe țancă să scoată melodia asta. Deci nu mai pot. Uitați-vă puțin. Știu melodia, e bihoreana, mi-a dat-o ăsta, mi-a dat-o pianistul, dar nu. Hei, yo! Să meargă muzica, da 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 da, să joc cu nevasta mea, măi. Da ciu mi da tu ando mui, măi. Eu cred că sunt țigan sub acoperire. Hai să citești și eu super chat-urile, băieți. Da 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 da. Bun, bă, n-am ce să zic, îmi place. Mitu Florin Marius, mersi de membru Conac, Lucian X de la membru Conac, Pampers, Trai Negrus, Remus, toți la membru Conac, mersi mult și Moga Raul, scuze că nu ți-am mulțumit pentru membru. Când sunt cu Fonfi, încerc să stau la roleplay și apoi mi notează Ioana și să mulțumesc și eu la final de roleplay mereu. Dragul meu Cristian, mersi mult de 25 lei pe superchat. For RV Katana, mersi mult de membru Conac, Albert Pulpean. Bă, bro, nu știu cine ești, Albert, mi-ai donat și vreo 40 de euro, cred. Ai luat primul membru, șeful live-ului. Mersi mult, ți-am dat moderator acolo. Și Kent, mersi mult de membru Conac. I kiss you. Nu mă mai joc GTA deocamdată. Haideți să vă explic un pic de giveaway. Deci avem un giveaway pe Hellcase. Deci fiți atenți un pic aici, ok? Atenție la ecran, atenție la mine, atenție. Avem un premiu, avem un giveaway care mai durează 3 zile și le extragem, 3 zile fix și 35 de minute, mănuși de 127 de dolari, 47 de dolari aproape ca ăsta și un M4A1S Hyperbeast. Vă dau linkul de la giveaway pe chat, în 3 zile le extragem, încerc să le extrag live de data asta ca să nu mai uit. Tot ce trebuie să faceți este să vă încărcați balanța contului pe Hellcase cu codul CONAC obligatoriu de minim 5 dolari, faceți ce vreți cu banii după aia, nu pierdeți banii la giveaway sau ceva, doar să vă reîncărcați balanța și dați share pe Facebook. Ok, sunteți înscriși automat pe lângă cei cât suntem, 46 dacă am văzut bine? 46 de oameni înscriși. Bun, acum haideți să vorbim puțin despre giveaway-ul. Două secunde, că l-aveam. L-aveam, dar i-am dat lui Albert, i-am dat membru, mod. Bun, hai să vorbim despre giveaway. Deci,
Avem un fel următor. Avem acești giveaways. Bun, mersi mult, Raluda. Raluca, că Raluda? Am citit Aludra, acolo. Deci, doi băieți din, din cei care au câștigat, cred că băiatul ăsta și cu băiatul ăsta, nu o să-și primească premiile. Deci, fratele vostru le-a dat bloc direct. O să dăm două premii pe live-ul următor. Cred că mâine sau poimâine, maxim. Nu, mâine. Cred că mâine sau miercuri. Ori mâine, ori miercuri, nu știu când. Nu. Ce zic, mă? Mâine am Omegle. Luni sau miercuri, ok? Bun, fiți atenți aici. Să vă explice fratele rapid care e treaba cu băieții ăștia. După care închidem live-ul și ne vedem mâine pe canalul meu mare Conacu. Treaba stă în felul următor. Am primit un mail de la un băiat. Nu o să-i dau numele pentru că mi-a specificat chestia asta în mail. Și mi-a zis în felul următor: salut Conacu, sunt așa, am văzut că a câștigat la tine la giveaway doi băieți. Zice, o să-ți explic dacă vrei mai multe detalii, ce fac băieții ăștia, știu cine sunt, etică. V-am spus pe Instagram toată treaba. Ce fac băieții ăștia? Bagă undeva la 50-100 de conturi, la toate giveaway-urile. În general, când văd giveaway, a câștigat și la mine, și la Werty, și la, la mine de mai multe ori. La ăsta, la Românu, am mai vorbit cu mai mulți youtuberi ca să-i pun în legătură, că nu mi se pare normal ce fac ei. Și e decizia mea și vreau că toți oamenii care sunt alături de mine să-mi respecte. Cine nu, duceți-vă, luați-i pe ea în brațe. Ce fac băieții ăștia? Bun. Au băgat, nu știu, 50-100 de conturi la giveaway, ceea ce nu e fair pentru toată lumea care își bagă un cont. Ok. Au câștigat. Băiatul mi-a zis în felul următor: bro, băieții ăștia bagă conturile astea, au mai câștigat, bagă produsele pe OLX să le vândă. Eu vă înțeleg că unii aveți mentalitatea de bro, e premiul lui câștigat, face ce vrea. Nu, hai să nu mai avem mentalitatea. Am avut odată cu scaunul, ceea ce a însemnat pentru mine foarte mult. Eu am dat un scaun, deci au făcut cei de la Achilles două scaune personalizate, all time, gen toată lumea, toată viața, nu mai există. Sunt două scaune. Unul este la Laurențiu din Constanța, un băiat cu care am făcut vlog și îl găsiți la mine pe canalul mare, postat. Și l-am montat cu el și chiar avea nevoie de un scaun și mă bucur că a câștigat. Nu contează că a câștigat, că avea nevoie sau nu. Contează că îl prețuiește. Și al doilea a ajuns în Brăila la băiatul ăsta, care fac aceeași chestie. Bagă 100 de conturi, nu interesează de nimica, și l-a băgat pe OLX. Și apoi pe OLX, bineînțeles că, na, omul meu a încercat să-l vândă, i-am zis, bro, nu-i frumos, am luat și reacțiile voastre, am zis, bă, ok, hai, trecem peste. După care omul meu, am vorbit cu el pe privat, pe WhatsApp, și încerca omul meu să mi-l vândă tot mie. Bun. Ceea ce eu nu o să trec cu vederea treburile astea. Și decizia mea cui dau premiul, pentru că eu îl dau de la mine. Nu sunt plătit de nimeni să-l dau. Nu mă plătiți voi să vi-l dau. E decizia mea. Pot să aleg un câștigător de 10.000 de ori. Bun. În mailul ăla mi-a zis băiatul un felul următor: bro, sunt niște oameni de aici pe care îi știu. Și fii atent cum îți demonstrez. Eu nu vorbisem încă cu câștigătorii. Toți câștigătorii știți că v-am dat mesaj, nu știu, marți, miercuri, târziu. Ok? Câștigătorii. Când v-am dat mesajele, eu deja primisem mail-urile. Mi-a zis, uite adresa lor. Unul stă pe bulevardul de Dorobanți, bulevardul Dorobanți în Brăila, și unul pe Siretului. Am dat mesaj la toată lumea, am primit de pe conturile alea, bulevardul Dorobanți și Siretului. Cu unul dintre ei vorbisem înainte și el a câștigat și scaunul. Unul dintre ei era fix la care a câștigat scaunul, mi-a confirmat că a ajuns scaunul. Scaunul, bineînțeles, a băgat pe OLX și pe astea. Când m-am uitat în contul lui, mai avea chestii câștigate de la alte giveaway-uri, că sunt mulți oameni care fac giveaway-uri pe YouTube și le vindeau. Nu o să trimit premiile la așa ceva. Mai bine le mai dau, ok? Bun. Deci toată șmecherea asta cu bag 100 de conturi, sunt eu mai deștept ca ăla, să vă meargă cu alții. Personal, eu nu o să vă mai dau treaba asta. Nu o să vă mai fac treaba asta. Și de acum încolo o să fac giveaway-uri și pentru membri. Nu vreau să le fac doar pentru membri, pentru că lumea o să zică, bă, coaia e doar pentru membri. Fac și pentru membri, că v-am promis că fac un dăsat pentru membri. Dar alea două premii pe care le-au câștigat băieții ăia, știți care e treaba? Că ei n-au cum să schimbe treaba asta. Adică ei poate să-și facă 100 de conturi pe YouTube, poate să-și facă 100 de conturi de Instagram, dar adresa nu o schimbi. Bine, dacă erau puțin băieți deștepți,
acum probabil o să facă treaba asta. Trimit la alți oameni, cunoștințe de-a lor, în Brăila, bineînțeles. Doar că la mine nu le mai merge. Cu treaba asta i-am prins. Și o să vă dau vouă premiile, nu la membri. Deci vouă, abonaților, și celor care n-au membri și care n-au mod, nu contează, abonaților. Le dăm pe următorul live. Și am și o veste bună. Unul dintre premii era o pereche de căști, că aveam două. Și unul e un mousepad, adică un premiu mai mic, un premiu mai mare. O să vi le dau live-ul următor, ok? Astea pleacă de la mine luni, maxim două zile le aveți, de-aia nu le-am livrat. Și vă rog eu frumos, că mai câștigați ceva, frate, nu mai dați 1000 de mesaje, că n-am ce să fac mai mult, înțelegeți? Bun, acum despre ce vreți să vă mai răspund la ceva? Mai sunt întrebări la care vreți să vă răspund? Sunt un pic mai inactiv, știu că vă treaba asta, știu că observați și voi. Uite, asta e recunoștința muncii de până acum, ca să știți și voi. Și cumva mă bucură, dar e dureros. Recunoștința mea, recunoștința voastră față de mine, de fapt, e că mă simțiți când sunt supărat sau când sunt obosit, dar nu sunt obosit, când sunt supărat. Nu e, fratele, sunt supărat, vă zic sincer, sunt supărat în sufletul meu, dar momentan e mai bine pentru mine și pentru am un singur scop, să fiu fericit și să merg înainte, da? Eu sunt aici, îmi fac treaba, când pot, când nu pot, o să vă anunț mereu, ok? Ok? Bun, și când simt nevoia să vorbesc pe live-uri sau când o să simt nevoia să vă zic și vouă, atunci o să ieși și o să vă zic tot ce se întâmplă în viața mea și tot ce s-a întâmplat, bine? Până atunci vreau să-mi respectați decizia, să vă bucurați de ceea ce crezi, atât, da? Atât. Bun, nu uitați să vă înscrieți la giveaway acolo. Hai să deschidem niște cutiuțe, rapid. Hai să deschidem niște cutiuțe. Bă, tu n-am apucat, am fost atât de inactiv. N-am apucat să-mi scot cuțitul, frate. Turcule, te pun mușul, nu? Hai să deschidem direct double boosturile astea. De ce poartă Izabela mască pe live? Întreabă pe aia, puiu. Ești domnul robot. Da, corect, brate, dar nu toți înțeleg treaba asta, știi? Mamă, ce ne-a dat nimic. Am dat 500, am luat... Șocant. Cu fond fige să se întâmple. Vedem în roleplay. 3 cuțite, da? Cred că adunate fac 300 de euro toate. 368. Da, sunt berbec. Mersi mult, Lucian. Eu încerc să-mi fac treaba cât mai bine, frate. Chiar dacă nu pot să mulțumesc pe toată lumea, na? 276, I'm a fuck it. Bă, mă, Carlos, m-ai disperat, Carlos, să mă bată tata. Dacă știam, mai bine dădeam premiul tot la altul. Bă, frate, am explicat bine și Adelin, băiatul ăla mi-a dat 1000 de mesaje, zicea de nu știu, n-a avea legătură. Bă, v-am zis atâta. Bă, da, turcule, merge. Bă, v-am zis atâta. Premiile se livrează. Voi câștigați, nu plătiți transport, nu plătiți nimic, ca nu, nimic. Doar în momentul în care eu te-am contactat, îmi dai datele alea de contact, așteaptă. Ok? Așteptați. Atât. Nu 1000 de întrebări. Când ajunge, vine pun poștă, vine pun mama, pun tata. E un premiu, ți-l primești? Ok. Chill. Bun. Hai să deschidem niște cutii de-asta, mamă, AK Battle, nu. Hai să deschidem la fade-urile astea. Ce părere ai despre faza cu Ciociu și... Eu n-am mai fost la roleplay și nici nu l-am urmărit în ultimul timp, puiu. Dar eu îmi fac treaba cu Fonfi, exact cum e scris scenariul, așa merg după el. Dacă Fonfi poate fi fericit după ce a pierdut-o pe Laura, trebuie să-ți devii și tu. Nu trebuie, puiu. E necesar și sunt campion. Știu cine sunt, calmează-te. Orice problemă aș avea în viața asta, v-am mai zis. Știți că eu aveam o vorbă. Aveam o vorbă foarte, foarte importantă pentru mine, pe care v-am zis-o over and over and over. Singurul om care e lângă tine în momente grele ești tu. Adică tu te iei singur de mână. Doar tu îi dai înainte. Te-am luat un cuțit de 350.
334, ok, m-am mai ridicat. Adică eu sunt conștient de treaba asta, doar că nu o să mimez entuziasmul fals. This is it. Ok? Adică dacă trec pe momente proaste, accept suferința, ce n-am făcut până acum. Bineînțeles, caut și ajutor de la specialist sau de la oameni la care am încredere. Da, mă duc la psiholog, de câte ori am nevoie, de câte ori simt nevoia, e normal. Dar nu mai am de gând să mă mai las pe locul 2 pentru nimic, am făcut-o prea mult timp, să știți. M-am lăsat pe mine pe locul 2 pentru prea mult timp. Nu, în viață în general așa, fuck it, it's time for me. Și sunt și puternic, sunt puternic. Și să știți că ăsta nu-i Gucci, mi l-am făcut eu. Mersi mult. Mersi, 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 vă pup. Ce bun sunați de proști. Bă, da, am pățit o treaba asta recent, la Vamos. Da, e timp și pentru chestia asta să vă explic. O să dăm la un moment dat după ce vreau să mă vindec 100% și vă promit că avem o discuție și o să punem cap la cap tot și o să vă explic. Știți că am fost mereu transparent și poate am greșit câtva așa... Cândva. Poate am greșit că am fost atât de transparent în unele momente, dar mereu mi-am simțit cumva comunitatea că au trecut. Acum vorbind pe canalul The Gaming, e un pic diferit că sunt mulți copilași, mulți oameni noi, nu mă cunosc de mult. Dar vorbesc pe canalul mare, în general. Oamenii știu până ce am trecut sau până ce trec și nu pot, nici nu, dacă vreau să mă duc să... Mâine dacă deschid live-ul și zic bă, sunt bine, oamenii o să zică din prima. Ce mă? Hai mă, marș. Adică nu o să fac treaba asta. Stai mă să-ți dau bloc că m-ai disperat cu clipul tău pe Instagram. Dacă nu înțelegi că mă uit după live, pare rău. O să jucăm 5M, nu știu când poate Izabela să facem. Îți cunosc canalul ca pe... Ce-am luat? Bă, n-am văzut ce-am luat. Am luat cuțit, mă? Am luat cuțit fei... Ce? N-am văzut cu aia, l-am luat pe ăsta. What the fuck, 457? Nu uitați, dacă nu aveți cont pe Helki și nu vreți să vă depuneți bani, în cont, în descriere, găsiți ultimul link acolo, dați click pe ăla, vă faceți cont pe Helki cu referalul meu și vă dă 70 de eurocenți gratis, cu care vă puteți juca. Am mai luat cuțite odată, încă cuțite. Bă, și a revenit fate case-ul, fiți atenți aici. Fac o mie, fiți atenți. Cuțit și am făcut 1000. Cuțit și fac 1000? Normal acum, normal, fiți atenți aici, sfat pentru cei ce se joacă. Și sfat pentru cei ce se joacă, folosiți codul CONACU pentru 10% depunere, pentru 10% bonus la depunere. Normal acum, după cuțitele alea, trebuie să fug de cutie. Normal trebuie să fug de cutie, așa mi-a făcut mereu. Deci după ce îmi dă ceva, marde după aia, nu mai dă nimic. Cutia asta, trebuie să schimb cutia. Nu fac eu roleplay-ul Ianezi, lui Izabela. Da, și asta o să și fac, până la o 500 mai descurcă. Da, s-a terminat roleplay-ul de mult. Să mă vopsesc chiar. Mai dăm un cuțit, mă. Bun, 555. Hai să deschidem la knife. Dar alea de 9 dolari unde nu. Piesa tristă, nimeni altul. Motivații disfuncționale. Te ador, mulțumesc. Pup. Să dea Dumnezeu să dea o armă scumpă ca lui Neymar. Bro, tu ești băiatul care mi-a zis mai devreme, mai bine cauți ajutor la Dumnezeu. Acum îți răspund eu. Crezi că Dumnezeu îl găsește în astea? Și legat de faza cu Dumnezeu de mai devreme, dacă vreți să fiu un pic shady așa, poți să răspund și eu invers.
Ce fac, bro, că... Nu i-am mai cerut multe lui Dumnezeu când a fost bine. Când mi-e greu, mă duc la Dumnezeu rapid. De ce nu m-am dus până acum, bro? Mă duc doar când mi-e greu? A? Ia ziceți. Goguleață, mi-ai scris pe WhatsApp, te rog? Ieșim până la urmă la adresor? Da? Ok. De săptămâna viitoare, țineți-vă bine că o să urmeze, cred că, 5 live-uri din 7 zile. Deci cred că facem 5 zile live. Dar am o idee așa care mă bate un pic la cap. Cred că e momentul. Cred că e momentul să mai aduc iar vibe-ul ăla de live. Adică pe zi să fac gaming și seara să fac Omega. Omega sau, bă rog, live pe canalul mare. Să fac live și pe canalul mic și pe canalul mare în același timp. Aulă, stai că am zis că vreau să fac niște live-uri pe TikTok. Nu cu TapTap, calmați-vă puțin. Eu am mai făcut live-uri pe TikTok, știi, dinainte să înceapă cu TapTap-ul. Dar mie îmi place pe TikTok că mai fac Omegle, gen. Dar nu Omegle pe aplicație, pe aplicația Omegle. Omegle pe, gen, mă comport cu oamenii care sunt live pe TikTok ca și cum aș fi pe Omegle. Dar am prins-o pe fata aia care cânta Bei tutti frutti, cine are tutti n-are Audi, nu știu, și să... Să supărase că i-am zis că nu o cunosc atunci și să machia înainte de spectacol, nu știu, din, avea o cântare, ceva. Dar atunci am zis, zic, să moară fata mea, zic, altceva ești, mi-a cuțit, 107. Rubinescu, frățiorul meu, am tutoriale pe canal, dacă cauți pe YouTube Conacu tutoriale, găsești viața mea aici, uite, 9 bucăți. Povestea... Tot ce vă interesează, cum să faci type stream, cum să te apuci de YouTube, OBS, cum creezi alerte de donații, abonări și gol, cum să-ți faci camera să arate mai bine, setări pentru microfon, cum să faci o scenă de OMTV în OBS, cum să faci un thumbnail în Photoshop, cum să editezi un clip în Premiere Pro, VoiceMeeter, program pentru sunetul tău, rezolvare la OBS, o problemă pe care o aveau niște YouTuber la început, gen, iar mi-a dat un cuțit, da, Ninjaba, da, o să fiu obositor, bro, dar sincer, cam asta e. Bă, dragostea mea în momentul de față e nebunia asta pe care o am eu în cap, așa, să nu știu cum să vă explic eu, să creez content, doar că mă mai descurajez eu așa, pentru tot ce se întâmplă în viață, mă mai descurajez, da. Calmați-vă, sunt puternic, știu cine sunt. Eu te înțeleg pe tine, Rubinescu, frate, dar cum vin tu, vin 100 de oameni și n-am cum să fac chestia asta, gen, pe un live. E super simplu, dacă ai căutat și în engleză, ai găsi. Adică, gândește-te că eu nu mi-am făcut nimic ca să mă ajute cineva. Eu m-am învățat tot de la zero, OBS, TypeStream, două canale, tot, interfață, overlay-uri. Și vă mai recomand o chestie, căutați oameni care lucrează grafică și plătiți-o, pentru că oamenii lucrează pe munca. Învățați să valorificați munca oamenilor. Cum l-am pe Garu, cum sunt mai mulți oameni care am lucrat. Eu l-am pe Garu în momentul de față, doar pe Garu. Am 26, da. Găsești simplu, dacă îți cauți pe, uite, type stream, nu știu, na, donation alert tutorial. Yeah. Pe lângă faptul că sunt primul aici în căutări, uite, na, tutorial. Yo, what is up, iedereen? Dubs Gamer hier, en heel veel mensen vroegen om een tip. Ce simplu a fost, vezi? Încă unul, ia. Moin Leute und herzlich willkommen bei Nils. Nu trebuie să înțelegi, stai și că m-am mutat la slovaci și la cehi și la japonezi. Ia uite, îl dai pe mut, te uiți, ia uite, ce faci ăsta? A, vezi? Bro, nu? Știu că poate e dură chestia, dar haideți să mai muncim și noi, gen. Live-urile, bă, mă tot întrebați de live-uri. Live-urile cu
5M. Săptămâna următoare o să fac eu două, cred, cam niște promovări la niște servere, ok? Alea pot să vă anunț eu, o să apară evenimentul. Dar în schimb, live-urile cu 5M le fac când zice Izabela, când poate ea, ok? Și toată lumea de la roleplay. Nu știu cum ai căutat un engleză, că ți-am arătat eu imediat cum am găsit două tutoriale, gen. Mă rog, ți-am dat tutorialele mele, e ok. Nu mai am dă, zice, ok, ultimele cutii. Raluca, te rog eu frumos, nu mă mai bate la cap și nu mai îmi dat recomandări și de-astea, te rog eu frumos. Și eu zic și spre binele tău, lasă-mă, în perioada asta, lasă-mă în pace, te rog, că n-am chef. Tu le-ai pale tale, tu te comporți, de parcă zici că ești la fel de proastă ca prima zi în care te-am cunoscut. Lasă-mă cu recomandări și cu de-astea, nu mai fac chestii pe care nu vreau să le fac. De dragul de le recomandă cineva. Vrei să te uiți la Olivia? Intră la Olivia și uite-te singură. Mă spamezi cu Olivia și mai și folosești și de asta. Nu vreau să mă bag, dar nu știu ce. Lasă că nu merge asta. Ochișor, dă-i de dei lui Paul când... Mă rog. Stop it. Dacă eu n-am vibe să mă uit la Olivia, nu o să mă uit la Olivia niciodată. Dacă am vibe să mă uit la Olivia, mă uit. No, în momentele astea vreau să ies, vreau să mă plim, vreau să... It's time for me. Acum sunt eu pe primul loc, așa atât. Money come flow, no sink. Spring, 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 spring. Double cup, cup my drink. Love my little baby, no leak. I be counting money, no sheet. I can do it up in my seat. Shorty side chain when the money came. Money bad, here I'm getting money back. Need the money counter for the money, eh? No, I need you here, so don't you run away. Mathematics act like a nerd. I be counting 30 by the third. Drop top doors, go vert. SRT, go skirt. Lately like above and seeing. I handle the business, then I get love in Europe even. Ball so hard, I used to play. I'm never giving up. You roll like a semi-truck. Say what I'm saying, yeah, you're a paranoid. Yankee on my head, I guess that I think that I'm Derek, huh? Love when the celly gon' ring. I'm putting on my team. Money come flowing, no sink. Spring, 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 spring. Double cup, cup my drink. Love my little baby, no leak. I be counting money, no sheet. I can do it up in my seat. Love when the celly gon' ring. Two iPhones on me. I'm booking plays always on me. No. Ultima cutie. O, oh, turcule, mersi, bro. Oh, ies cu frații mei. Sunt oameni care îmi cunosc toată viața, care am mâncat la rău, am mâncat la bine, gen... Nu zic că nu ești prietenul sau ceva, dar... Na, vreau să ies cu frații mei. M-am dus cu aia, m-am dus la terme, după ce m-am vopsit și mi s-a decolorat părul, bă, băiatule, bă. Deci am stat câteva ore la terme și când am ieșit aveam părul, uite așa. Sad as fuck. Ți-am dat acolo, Sebi. Viața merge înainte. Întotdeauna depresion. Întotdeauna. Bun. Mai bag o țigară cu voi și închidem live, ok? Hai, vă mai răspund la câteva întrebări, rapid. Teddy de Pop, salut. Mersi mult de membru, Binescu. Se n-are fonfi. Exact, exact, nu știm. Ce s-a întâmplat, deci așa supărat. Încă nu vreau să vorbesc, bro. Încă nu-i momentul. Și nu știu, gen, vreau să fiu pregătit. Strac și o țigară cu tine, fumează. Aș sugera un live cu Fonfi care să fie serios încât să le dea peste nas. Dar nu, personajul e construit de mine în așa natură încât să fie prost și să... Gen, să fie bipolar mereu, să... trateze chestiile serioase la mișto mereu, chestiile la mișto să le ia serios câteodată, știi? Câteodată. Adică e... Nu știu, dacă nu urmărești cumva evoluția personajului, n-ai cum să știi, pentru că tu cel mult vrei să-l vezi pe Fonfi în ipostaze de-astea ciudate, you know? Dar nu e mereu neapărat gen de ipostaze de-astea. Hai să mai dă play odată la melodia asta. Nu știu, n-ai înțeles nimica, nu cred că am fost foarte coerent în ce am vorbit, sorry. Fonfi e Fonfi și atât.
Raluca, nu o să-ți mai dau un mesaj pe privat, că mi-e lene, sincer. Te rog eu frumos, măcar acum pentru mine, renunță la toate chestiile astea pe care le faci cu faia. Te înțeleg și te apreciez super mult și sunt recunoscător. Nu o să fiu recunoscător toată viața, pentru că tu asta te aștepți. Renunță la chestiile astea pe care le faci cu mine. Faia, nu, când vreau să mă bag nu știu ce. Gata. Înțeleg, dar lasă-mă să-mi văd de treaba mea, ok? Te pup, Robinescu, mersi mult. Pare mai mult genul de caracter familiar cu poveste și puternă. Da, mă, oricum eu l-am dus pe Fumfi într-o zonă pe care am vrut-o eu. Adică, cumva e complet aproape personajul. Nu e să fie mai prostuț Fumfi. Fumfi e doar proști atât. Ce sfat ai pentru cei ce de-abia văd cum eu văd viața? N-am niciun sfat, bro, pentru că nici eu nu țin cont de sfaturi. Lăsați oamenii să se lovească de ele. Lăsați oamenii să se lovească de ele, să dea cu capul pe, că altfel nu o să înveți. Aș zice că important ești tu și te pui pe primul loc mereu, dar... Fonfi nu e trist. Mă rog, e de rol, pe acolo. Alex mă cheamă în realitate. Te pup cu neapărat, respect, ținut tot așa, ești top din orice punct de vedere, te iubesc. Mersi mult, Robert, te pup. Până nu dai cu capul, nu te doare, corect? Ai idee că durează un strike? Am luat pe celălalt canal. Din ce știu eu, nu mai durează, bro. Înainte dura 3 luni. Acum... Dacă ai luat un strike, primul strike se transformă în advertisement, al doilea strike îți dă o săptămână pauză. Juve, te pup. După n-ai vrut să citesc comentariile? Da, în ultimul timp nu prea l-am mai citit pe toate, dar de obicei la Fonfi le citesc dimineața. Că am fost prins cu turneul cu PMPL și mă jucam gen... Mă uitam la meciurile lor până la vreo 3-4 dimineața și după aia nu mai stăteam de neapărat. M-am îmbrăcat. Imediat, termin țigara și închis și live-ul Găuleaț. Da, Teddy, stau în Pantelimon. Era mie de când mai cu Laura. E ok, mă, e ok. Cum îmi scriu la giveaway? Scrie cuvântul fotbal pe chat, bro. Și te înscrie automat. Acum extragem, hai. Bă, la ce vă înscrieți, mă? Cuvântul pentru giveaway e tanța acum. Tanța, să scrie tanța lumea care vrea la giveaway. De fapt, nu. Terasă, mai bine terasă. Terasă, da. Sau, nu, rămânem cu muzică. Cel mai ok e muzică, cred. Muzică. Bă, cu aia, gen, de ce, la ce vă înscrieți? Că n-am niciun giveaway de dat, bă. Bă, oameni. Sunteți incredibili, bă. Bă, la ce vă înscrieți, mă? Că nu e niciun premium, bă. Da. Bun, e ok. Gata, mă, vă lasă, fratele. Am mai stat la o țigară. A, dă banii, Diegoțule! Băi, Diegoțule, dă banii, bă! Dă banii! Bun, felicitări, ai câștigat două palme. Bă, trebuie să fac ceva cu microfonul ăsta, o să-mi ascult și eu live-ul de astăzi, că mi s-a părut că îl țineam așa și vorbeam și tot pe roșu stătea, bă, eram, ce, what the fuck, bă, trebuie să aduc de tare, dar... Cred că mi s-o fi mișcat din alea, nu știu, mă uit eu pe acolo.
Bun, hai, vă pupă fratele, vă mulțumesc că m-ați urmărit, ne vedem pe live-ul de mâine, mâine seară facem Omegle, Omegle chill, calmați-vă, mâine plănuiesc duminică seara, un, bineînțeles un șpriț, un purcari cu un, cu apă, ca să nu mai zic, dar de fapt ce mă, că dacă bagi vin cu cola, cu, deci vin cu suc, zic ăștia că strici vin, dacă bagi cu apă minerală, tot îl strici, să bea ei, mă, nebun, nu, mai dă dracu de băutură. Știți cum e vorba aia? Bă, am băut aseară două sticle de vin, o sticlă de vodcă, patru șaturi de iagăr și am mâncat un măr. Mi-a fost rău toată seara. Am zis că nu mai mănânc mere în viața mea. Bun, ne vedem mâine pe live-ul următor. La 21 mâine facem Omegle pe canalul meu mare. Am pus evenimentul acolo, să băgați și voi un lichean acolo. Ne băgăm la un Omegle chill, adică ne întâlnim cu oamenii, mai țipă lumea, mai de-astea, mai de-astea. Există un clip cu reacția unei fete și vi-l arăt la final, așa, care are mai multe inimioare decât toate TikTok-urile mele, nu știu cum e posibil. Hei, salut, this is TikTok și o să vi-l arăt imediat acum. Nu știu cum e posibil, dar e posibil. Așa. Deci... scuzați-mă. Da. Te rog, stai! Oh my god! Ha, tu! Te cam uita cum îl cheamă pe YouTube! E ok, se întâmplă des. Bă, vă pupă, fratele, ne vedem mâine. La final zi contează doar sau dacă să răstim timpul tău, cel mai important ai grijă cu cine ți-l pierzi. Eu am fost Conacu, vă pupă, frate.